N-ai nevoie de mulți bani ca să te distrezi, ci doar de puțină imaginație și creativitate. Ce lucruri amuzante fac părinții tăi? Spuneți-ne în comentariile de mai jos. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave. Ești pregătită pentru școală, micuțo? Trebuie să-mi fac ghiozdanul. Am nevoie de cartea asta. Bună alegere! Și de asta! Ok. Vai, nu mă răni! Eiva, ce faci? M-a distras puțin tata. Calmează-te! Ok, cred că am pus tot. Să mergem! Oh, nu! Ia uite! Tata, ce ne facem? E dificilă treaba. Dar cred că știu ce să fac. E timpul să mergem la ore. Să știi că pot să-mi car singură lucrurile. Hei, așteaptă-mă! E super umilitor! Prefate că nu ne cunoaștem. Hei, unde sunt copiii populari? Poate stau cu ei. Nu, nu ai voie să intri, e toaleta fetelor. Ups, ar fi putut fi o situație jenantă. O să aștept afară. A plecat? Știam eu că o să meargă. În sfârșit am scăpat de tata. Dar trebuie să fiu cu ochii în patru. Cred că sunt ok. Ești pregătită pentru curs? Iubesc știința. Nu face asta, te rog. E incredibil. Simt că-mi recapăt tinerețea. Cum merge treaba? A, bine, mersi. Răspunsul ăla e greșit. Tată, mă descurc. Bravo. Aoleu, încetează. Ce zi? Nu pot să cred că mi-a făcut asta. Sunt atât de stresată. Măcar am popicul ăsta. Stai puțin, știu ce să fac. O să aplic lipici pe marginea popitului. Uite așa. Nu mă grăbesc. Acum îmi trebuie un fermoar. O să-l presez pe lipici. Acum îmi trebuie un al doilea papit. Apoi o să pun niște lipici în centrul lui. Și acum pot să lipesc un fluturaș aici. Vrei să-mi vezi noul ghiozdan, tată? Wow, e grozav! E atât de colorat! Stai să-ți pun manualele în el! E mult mai bun decât cel vechi! Să ai o zi minunată, scumpo! Mersi, tată! Ne vedem mai târziu! Bună, prieteni! Ia uitați! Mișto ghiozdan, Eva! O, da, ce plăcut se simte! E cel mai tare ghiozdan din lume! E deja dimineață? Asta e metoda perfectă de a te trezi! Flori pentru floricica mea! Dar niciun trandafir nu se compară cu tine, draga mea! Neața, mamă! Ce drăguț! Oh, wow! Mic dejun în pat! Sunt atât de norocoasă! Îl meriți, scumpo! Tu ești lumea mea! Super concert, prieteni! Țineți-o tot așa! De ce? Vreau doar să dorm! În fiecare dimineață! Ești atât de gălăgioasă! Ai întârziat la școală? Mamă, e sâmbătă! Haide, trebuie să ne mișcăm! Patul meu confortabil! Ești încă trează? Mă gândeam că poate vrei o poveste de adormit copiii. Serios? Da, te rog, mami! Am cartea perfectă și un strop de praf de zâne. Orice prințesă are nevoie de o coroană. A fost odată ca niciodată o prințesă frumoasă numită Jennifer. Ok, domnule ursuleț, e timpul să ne culcăm. Ești așa de iubitor. Ce e zgomotul ăla? Te rog să nu fii un monstru. Ok, pot să o faci. Bună, draga mea! De ce ar face așa ceva? Mamă! Trebuia să-ți fi văzut fața. Mă gândeam să intrăm în atmosfera de povești. Păzea! Nu o să mai dorm la noapte. Ia uite! Sunt aproape gata. Vreau ca petrecerea asta să fie perfectă. Cred că asta e tot. Ups, să nu uit de coifurile de petrecere. Sunt atât de entuziasmată. Nu se poate, e pentru mine? Surpriză! Îți place? Îmi place la nebunie, mamă! Mua, mua, mua. Am ceva pentru tine, să nu tragi cu ochiul. Bine, mamă, promit. Oare ce-o fi? Poți să-i deschizi. Ta-da! Pentru mine? Oh, mamă, nu trebuia. Ok, dă-mi-l. Sper să-ți placă.
O altă cutie? Ok, e distractiv. O cutie mai mică roșie. Câte cutii sunt acolo? Nu e prea mare, nu-i așa? Habar n-are! Deschide-o! Ok. Oh, glumești? O mașină? Mamă, serios? Ura! Asta e cea mai tare zi! Trebuie să pun poza asta pe rețelele sociale. Camera foto mă iubește. Te rog, dă-te de pe mine. Ok, fie, e ziua ta. Pune-ți o dorință. Așa, ține ochii închiși. O să iau eu chestia asta. Siguranța primează. Și ia niște tort. Știam că o să se întâmple asta. Vanilie? Înveselește-te. Oh, nu mai plânge. Uite, ți-am luat un cadou. La mulți ani. Chiar mi-ai luat un cadou? Wow! Există o prima dată pentru orice. Mersi, cred. E tare, a? O să-ți stea grozav cu el. Niciodată nu ai prea multe haine negre în șifonier. Măcar a încercat. O să-l pun în dulap. Lângă celelalte. Trebuie să-mi cumpăr haine. Cartea asta e atât de interesantă. Oh, wow! Nu mă așteptam la asta. Uite-l și pe șoricelul meu de bibliotecă. Bună, mamă! Bună, scumpo, ți-am luat ceva. O deschidem? Wow, mersi! Dăm cartea aia, nu avem nevoie de astea. O să facem o petrecere cu ceai. Ce drăguț! Putem să ne jucăm? Dorești niște ceai, Polly? Polly ar dori niște ceai, mulțumesc! O să pierzi, fraiero! Nu, nu! Ah, ce ușor a fost! Haide, mamă, fii mai competitivă! Trișezi! Sigur o faci! Controllerul meu nu merge! Pare că merge normal! Încearcă legate la ochi! Ok, sunt necesare niște măsuri drastice! Mamă! Nu ești așa de isteață, a? Nu! Nu știu cum ai făcut aia, dar data viitoare eu o să câștig! Oricum nu-mi place jocul ăsta! Mult mai bine, am șters-o de aici. Unii dintre noi sunt adulți care au o viață. Pa! Nu știe deloc să piardă. Strică totul. Bun, bun, bun! Ciocolată, ciocolată, ciocolată! Te murdărește totuși. Cred că trebuie să mă spăl pe mâini. Ah, apa e călduță. Unde e săpunul? Uite-l! E sinos! Eu! Săpunul e scârbos, nu-l vreau! Nu! Acum mâinile mele sunt slinoase și scârboase! Mama! Ce e? Ce s-a întâmplat? Ești bine? Stai că vin acolo și... Mama! De ce nu a venit încă? Scumpo, nu pune săpunul pe podea, e periculos. Care e problema, deci? Mâinile mele sunt slinoase și scârboase și nu-mi place treaba asta. Ah, ok, uite, am o soluție pentru asta. Poți să folosești aparatul ăsta. Uite, doar apeși cu mâna deasupra. Tara! O floricică frumoasă din săpun. Wow, flori din săpun! Îmi plac florile, vreau și o floare din săpun. Trebuie să apăs așa deasupra. Wow, acum am una și pe frunte. Ura, flori pe obraj, ador florile din săpun. Uite de la mine, parcă sunt o prințesă. O prințesă de săpun, sunt atât de drăguță. Da, normal că ești o prințesă de săpun. Și una foarte frumoasă. Vrom, vrom! Hai, Chris, mănâncă-ți banana. Pip, pip. Nu mă asculți deloc. Ah, uite cât e ceasul. Chris, ai întârziat la școală. Școala e plictisitoare. Camionul ăsta e mai interesant. Trebuie să te pregătești. Da, dacă spui tu. Ți-am adus rechizitele. Poftim? Ia-le de aici. N-avem timp de asta. Mama n-ar face asta. Mama e mult mai distractivă. Pune-ți jacheta. Pot să mă lași în pace? Urăsc jachetele. Știi ce-mi place? Camionul ăsta. Te-am adus și cărțile astea. Nu te mai juca cu jucării. Niciodată nu mă lași să mă distrez. Ia-ți ghiozdanul. Serios? Nu te mai prosti. Nu-l pot folosi. Ba da. Are o gaură, vezi? Oh, n-am știut. Nu-l poți folosi așa. Asta încercam să-ți spun. Ce ne facem acum?
Trebuie să mă gândesc puțin. Știu! Pot folosi punga asta de plastic. E fix ce trebuie. Bagă-ți lucrurile în ea. Nu vreau! E perfectă! E mult mai încăpătoare. O să încapă toate în ea. E perfectă, nu? Sunt genial! O să ții și camionul. În sfârșit, ceva cu care sunt de acord. Ok, mâinile sus. Așa. O să-ți bag plasa asta peste mâini și o să-ți o așez pe umeri. Nu e rău, nu e rău deloc. Acum du-te la școală. Mersi, tata, ne vedem mai târziu. Să nu uit de ăsta. Vrum! E timpul să trecem la treabă. Avem încă una defectă. O să o arunc în tomberon. Ce avem noi aici? Ah, T-1000! Am auzit numai chestii bune despre roboții ăștia. Sunt cele mai recente creații în tehnologia dădacelor. Hai, sus! Trebuie să te pregătesc ca să poți fi folosit. Hai să te scot din ambalajul ăsta. S-ar putea să te doară. Încă puțin. Până acum e bine. Ok, hai să instalăm software-ul. Ar trebui să meargă repede. O să încep cu modelul femeie. Pare că e receptivă. Numele meu e Molly. Excelent! Acum trecem la bărbat. Durează o veșnicie. Măcar am niște cafea tare. Ups! Ah, nu e ok. Salut! Bla! Salut! Salut! Activăm protocolul de rezervă. Ce faci, tocilarule? Hai să vă îmbrăcăm. Mă simt atât de frumoasă. O, da! Așa mai merge. O bezea uriașă. Nu, nu mă mânca. Nu, termină. Hiu, a fost cât pe ce. Dar are nevoie de un prieten pufos. O să te ajute să dormi. Hai să te învelim. Stai așa. Ah, mult mai bine. Ce-a făcut? Nu se poate. Ah, am văzut filmul ăla. E super înfricoșător. Ha? Paharul e plin. Ce ciudat. Wow, fructe? Ceva nu e în regulă aici. Mulțumesc, doamna robot. Ești cea mai tare. O, nu, o, nu. O să fie la limită. Hiu! Grr! Ah, ce bine e! Oh, cred că avem o problemă. De ce mi se întâmplă mereu chestiile astea? Oh, mulțumesc, mână misterioasă. Stai! Bună, te descurci grăsav. O să te las să termin. E ceva nou. Bună! Ce-a fost aia? Hai să ne jucăm. Molly, salvează-mă! Ce se întâmplă aici? E un monstru zupat! Un monstru? Serios? Nu cât sunt eu aici! Ai grijă, e înspăimântător! Nu, nu! Dă-mi drumul! Mami, te rog, nu! Totul e ok! Nu ai de ce să-ți faci griji! Revin imediat! Nu o să te mai deranjeze niciodată! Acum încearcă să adormi! Ai nevoie de somnul tău de frumusețe! Vise plăcute! Wow, ador jocul ăsta! Hei, vrei să ne jucăm? Poți să iei păpușica! Sunt cam ocupat, micuțo! He, e pierderea ta! La 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 la! Au, piciorul meu! Mă doare! Ce-a fost aia? O piesă Lego? Tipic, cât de enervant! Jared ar trebui să facă mai des curățenie. Nu mă pot ridica! Ce s-a întâmplat? Oh, nu! E nasol! Proaspăt vopsit? Dar asta înseamnă că... rochia mea e distrusă! Cât de nedrept! Vai! Au! Hei, vrei să nu mai faci gălăgie? Sunt sigur că o să fii bine! Auci! Mă cam doare! Mâna mea! Cine lasă un cactus acolo? Auci, capul meu! De ce se întâmplă asta?
Nu, nu aia, nu! Serios, nu pot să am și eu un pic de timp pentru mine? Văd totul în ceață. Presupun că trebuie să fac ceva. Noroc am plastărele astea. Voiam și eu doar o zi liniștită. Nu te mișca. Poftim, e totul bine. Super, mersi. Doar îmi fac treaba. Ok, înapoi la jocul meu. Sunt atât de priceput la ăsta. N-ar trebui să ai grijă de mine? Cred că am un cucui. Jared? Bine, dă-mi păpușa. Uite-mă, sunt o păpușă prostănacă. Da! Ah, e atât de relaxant să faci curat. Molly, Molly, hai să jucăm un joc. Încearcă să mă găsești. Începe să numeri. Mă bucur că pot să fac mai multe treburi. Trebuie să găsesc o ascunzătoare bună. Știu, după canapea. Nu o să mă găsească niciodată aici. Mă pricep să mă ascund. E atât de mult praf. Ah, chiar se străduiește. Unde ești? Poate că e în spate. Ah, trebuie să mă mut. Așa am timp să fac curat. Sunt atât de șiret. Unde o fi? Asta e o ascunzătoare grozavă. Wow, ce de cocoloase! Habar nu are. A plecat, e timpul să mă mut. Unde să mă duc acum? Aha, e perfect aici. Nu găsesc nicăieri. Șt! E un copil atât de bun. Unde ești? Trebuie să aud planta. Hei, am făcut deja duș. Gata. Trebuie să mă odihnesc. E curat peste tot. Dar încă nu l-am găsit. Aha, sunt aici. A fost atât de distractiv. Eram în spatele plantei. Ah, asta da viață. Hei, Jared, vrei să ne jucăm de-a face ascunzelea? Te rog. Nu, pleacă de aici. Ești atât de răutăcios. Ar fi trebuit să te porți frumos cu mine. Of, ok, du-te să te ascunzi și gata. Ok, gândește, unde să mă ascund? Locul ăsta pare potrivit. Poate că nu. Ah, acolo! E mult mai bine aici. Și acum așteptăm. Chiar trebuie să fac asta? Da, vin acum. Unde ești? O să mă așez aici. E atât de aproape? Mă crede prost sau ce? Huh? Mi-a aruncat pisicuța? Oh, acolo erai? Încă o dată? Unu, doi... Trebuie să mă gândesc. Ah, am uitat să trag apa. Oh, coșul de rufe. E o scuzătoare grozavă. Trebuie să stau nemișcată. E atât de plictisitor. Chiar trebuie să facem asta? Îl aud! Chiar trebuie să te străduiești mai mult. Cum de m-a găsit? Hei, eram sigură că nu o să mă găsești. Ce pot să spun? Sunt prea bun. Hei, e rândul meu, găsește-mă tu. Ok, bine. Multă baftă. Sunt gata. Jared? Unde o fi? Știu. Poate-i după canapea. Trebuie să mă gândesc. Unde ar putea fi? L-am găsit! Nu, cred că trebuie să mă mai gândesc. Wow, chiar se pricepe! Jared! Ce băutură revigorantă! Molly? Bun, nu-i aici. Am nevoie de o gustare. Fix ce-mi trebuia. Veniți la mine! Uită-te la ele! Sunt magnifice! Ha? Ce-a fost aia? Probabil că nimic. Unde au dispărut ciocolățelele? Știi regulile? Fără ciocolățele? O să pun la loc borcanul ăsta. Nu merge. Știu, am nevoie de ceva din frigider. Borcanul ăsta de maioneză e perfect. Trebuie doar să-l golesc. Așa da. Acum am nevoie de vopsea albă. Arată bine. Pot să umplu borcanul cu ciocolățele. Nu o să se uite niciodată aici. Urăște maioneza. Astea-s toate. O să pun la loc capacul. E vicleană treaba, dar era necesară. Perfect. Acum nu o să mai dea iama în ciocolățele.
Asta crede ea. Ha? Borcanul cu ciocolățele. E gol! Trebuie să fie pe aici pe undeva, în frigider. Știu că sunt pe aproape. Ce-i asta? Maioneză! Bleah! E super scârboasă. Nu găsesc nicăieri ciocolățelele. Se pare că trebuie să mănânc fructe. Ce plictisitor! Mi s-a făcut foame de la atâtea jocuri video. Oh, astea sunt perfecte! Atât? Doar asta mai rămăsese? Trebuie să fie ceva de mâncare pe aici. Ce-i aici? Oh, bomboane! Așa da! O să le savurez! Ador bomboanele! Și sunt doar ale mele! Ale sunt bombonele? Dă-mi și mie! Poftim? Cum ai făcut asta? Nu, sunt ale mele! E frumos să le împarți! Îmi dai și mie? Te rog! Dacă mă lași în pace. Dar doar atât. Serios? Câtă lăcomie! Gata, ești mulțumit acum? Wow, mersi! Woohoo! Poate o să am parte de liniște acum. Îmi mai dai câteva? Of, ești atât de nervantă! Dar gata, ok? Sunt atât de bune! Aș putea să mănânc așa ceva toată ziua! Sunt mult mai bune ca legumele! Atât de bune! Sunt grozave! Sunt plin! Cred că am exagerat! Dar am mâncat toate bomboanele! Vrem mai multe? Bună idee! Să mergem! Unde ascunde mama ta celelalte dulciuri? Poate aici? Trebuie să fie mai multe! Nimic de desubt! Nu-i ok! Ce-i aia? Jared, uite-te acolo! Normal! Sigur e o rezervă secretă de dulciuri! Am luat-o! Hai să ne uităm înăuntru! Cât de palpitant! Așa! Am dat lovitura! Știam eu! Pe curând! Unde te duci? Ai văzut, tati? Am văzut, puiule! Wow! Ce-i asta? Uite! Uite cum se umflă balonul! E extraordinară! Vreau și eu una! Vreau și eu, tati! Calmează-te, Alex! Ia să vedem! Interesant! Dar cât costă? Trebuie să fac ceva! Știu! Hei, știu că nu dormi, moșule! Cumpărăm jucăria aia! Bine, hai să vedem câți bani am! Am portofelul gol! Îmi pare rău, puiule! Ce zi îngrozitoare! Acum mă simt prost! Stai așa! Alex, am o idee! Ce idee? Cum ți se pare? E un balon! Mă chinuisem să-l umflu! Nu! Vreau jucăria! Da? Din fericire am destule idei și gaze! E talentul meu! Tare, nu-i așa? Tată, am spus... ce grețos! Parsele clasice sunt cele mai reușite! Ce ai mâncat azi? Mă ustură ochii! Cred că putem folosi pompa asta! Ha? Cum ți se pare? Hai, încearcă! Nu fi timid! Vreau jucăria! Nu merge! Ha? Ce-i ăla? Aș putea folosi niște bicarbonat de sodiu! Dacă tot e scos din dulap! Mă întorc imediat! Nu mă dezamăgi, tati! Ce vrea să facă? O să-ți placă garantat! Sunt curios! Uite! Încep cu o sticlă goală de suc și un pahar de bicarbonat de sodiu. O să torn bicarbonatul în sticlă. Încet, nu vreau să-l împrăști peste tot. E suficient. Acum am nevoie de oțet din vin alb. O să-l torn în sticlă. O să înceapă să facă bule de aer. Uite! Acum o să pun un balon peste gâtul sticlei. Vreau să prind toate bulele de aer. Wow! Eram sigur că o să-ți placă. Ai un tată deștept, nu crezi? Poftim, ia-l! Wow, ce norocos sunt! E genial! O să mă distrez garantat!
Oh, coșul ăla pare tocmai bun de spart. Wow, ce de mizerie! Dar a fost atât de plăcut. Aș putea face asta toată ziua. E scârbos, dar captivant. Cheryl, calmează-te. Șoc stupid. Trebuie să te relaxezi. Încearcă asta. Oh, dă-mi, pare ceva distractiv. Deci, efectiv îl sparg, nu? Wow, a fost unul mare. Simt cum scap de orice urmă de stres. E mult mai bine. Mersi, mama. Nu mulțumi mie. Mulțumește-le coșurilor. Ăsta pare suculent. E al meu. Trebuie să finalizez raportul ăsta. Nu se mai termină? Ah, bună, Kevin! Bună, Cheryl! Uite pe cine am găsit! Dădea Yama în sertarul cu fursecuri! Bună, mami! Trebuie să mai cumpăr fursecuri! Pe curând! Oh, ce e la mami? Pare distractiv! Mă simt ca un om mare! Trebuie să dau un telefon rapid! Stai acolo! Sigur, mamă! Alo? Da, am nevoie să-mi trimiți imediat conturile alea! Vorbesc serios! Trebuie să le introduc în raport! Cum adică nu le ai? Ele pe astea, scumpo! Nu, vorbesc cu fiica mea! Ah, voiam să mă joc cu laptopul! Fă-i mamei un desen frumos! Nu, ea era fiica mea! E plictisitor să desenezi! Ăsta e mult mai distractiv! O să ajut pe mami cu munca ei! Îl vreau pe biroul meu într-o oră! Essie, ce faci? Pleacă de la laptop! Ce ți-am zis? Nu iau jucărie? Niciodată nu am voie să fac nimic! Stai acolo și fii cu minte, ai înțeles? Mă rog, sunt un spirit liber, mă duc unde vreau! Ți-a trimis Kevin cifrele de vânzări? Mă uit la ele acum! Dă-i drumul! E al meu! Cheryl! Essie mi-a furat laptopul și nu vrea să-mi-l dea înapoi! Te sun eu înapoi! Essie, dă-i laptopul înapoi lui Kevin! Bine, dar el a început! Poftim! Și Kevin, nimănui nu-i plac păricioșii! Ha? Tocmai am fost mustrat! Mai vorbim mai târziu! Iar tu, domnișoară? Îmi pare rău, mami. Promit că o să fiu cu minte. Nu pot să stau supărată pe tine, dar lasă-i laptopul lui Kevin în pace. Stai așa, mi-a venit o idee. Am nevoie de cartonul ăsta. O să acopăr cartonul cu hârtie argintie. Am făcut și un pliu în centru. Îl întorc ca să fie vertical. Am o imagine a canalului meu preferat de pe YouTube. O să o lipesc pe jumătatea superioară și o să pun o tastatură în partea de jos. O să lipesc folie cu bule pe tastatură. Acum Essie are propriul ei laptop. Nu, rezist, trebuie să ating. Ia-l pe ăsta, în schimb. Wow, mersi. Si, mama. Poate acum pot să lucrez. E grozav! O să-i dau un e-mail lui Kevin. Oh, ce drăguț! Sunt o echipă grozavă. Deci o să fiu plătit în plus pentru asta? Kevin, nu te plătesc ca să vorbești. Unde-i ciocolata mea caldă? Ok, poftim. Exact așa cum îți place. Am nevoie de asta. A fost o zi grea. Wow, Essie o șefă dură. Kevin, vreau dosarul cu dulciuri. Imediat și mă duc să-ți aduc prânzul. Oh, nu! Nu! Stop! Abține-te! Nu pe covor! Gata! Acum ai uscut decorat! Hai, baba! Hai! Serios? Nu cred! Ia să vedem dacă-ți place asta! Acum cine râde? Puțin și-mi termin tema. Oh, nu! Am greșit ceva! Am nevoie de o radieră. Poftim, scumpule! De cât timp stai acolo? Sunt mereu aici pentru tine, scumpule! Ce bine am dormit! Lapte și biscuiți! Dar am nevoie de un pahar. Unde le ține mama? Poftim! Stai puțin! Ah, bună, Jared! Ce ciudată e! Nu cred că mai vreau lapte cu biscuiți. Ce drăguță ești, Naomi! Ce romantic ești! Wow! Acum e momentul, primul meu sărut! Ea e cumva mama ta? Mamă! O să iau trandafirul totuși! Băiețelul meu crește mare! Vreau să surprind momentul! Cred că ar trebui să-ți dau ăsta! Mersi! Oh, pe ăsta nu l-am mai văzut până acum! Clasic! Ah, hei! Ia uite! Mua, ce drăguț e! Ah, ieși odată! Cred că avem nevoie de o perie nouă. Mă poți ajuta puțin? Mamă! Ce amuzant e tipul ăsta! Hei, mamă! Aoleu! Ce rafală de vânt puternică! Serios? Nu are nicio reacție! Trebuie să iau măsuri drastice! Mă ignoră în continuare? Bine! Nene, ți-am luat bomboanele! Stai puțin! Poftim? Ah, chiar a funcționat! Mamă, am nevoie de ajutor! Ok, vino încoace! Sper să nu mă păcălești! Dă-o încoace! Hoțoman mai ești! Ce-ai în păr? Asta încercam să-ți spun!
Nu-mi vine să cred că mi-a căzut un tinte! Sper să mă viziteze, săna măseluță! Abia aștept! Ups, trebuie să sting lumina! Acum o să visez frumos! Am auzit că am de ridicat un dinte! Îmi trebuie o bachetă magică nouă! Aha! Uite tintele! O să-l păstrez în siguranță! Unde am pus banii? Ah, o să-i bag asta supernă! Nu, mami, nu vreau să merg la școală! Te rog, nu te trezi! Fiu, era cât pe ce să mă vadă! Aia a fost zâna măseluță? Serios? Rezolv eu imediat! Alo, zâna măseluță? Avem o problemă! Zâna măseluță își cere scuze! Pune-l jos! Așa! Acum sunteți fericită? Așa mai vii de acasă! O să vă ajut să-l descărcați! Toate astea pentru un singur dinte? Wow! Gata! Mulțumesc pentru ajutor! Ahem. Îi meriți din plin! Pe curând! Pa! Băiatul meu merită tot ce-i mai bun! A meritat să-mi sacrific dinții? Vampirul s-a strecurat în cameră, iar mama cea șmecheră l-a bătut din câteva lovituri de karate! Aciu! Sper că n-a fost un muc! Ăsta e un dinte? Wow, ce nebunie! Stai așa, putem face bani cu dintele ăsta! Bravo, Liam! Noapte bună, mamă! Yuhu! Am auzit că cineva are un dinte pentru mine! Oh, ce drăguț e! Unde-i dintele ăla? L-am găsit! Pare un schimb corect! Trebuie să discutăm puțin! Poftim? Tu cine ești? Dăm tot ce ai asupra ta! Ok! Nu e rău deloc! Și restul! Haide, altfel îți tai aripile! Continuă! Super, acum pot deveni prințesă! Gata, Valea! Mulțumesc! Și să nu te mai prinde aici! Zâna măseluță a fost darnică! Cred că astea-i ajung! Oh, ce liniștit doarme! Wow, ce interesant! Așa, mănâncă-ți mărul! Ce băiat cu minte! Trebuie să mă ascund de Jared! Trebuie să plec! Fiu, nu m-a văzut! Oh, nu, și-a uitat rucsacul! Nu-i bai, te salvează mami! Ah, nu știam asta! Unde mi-e rucsacul? Nu-l mai am în spate! Oh, nu! O să-l las aici! Trebuie să mă întorc după el! Hei, rucsacul meu! Cum a ajuns aici? Nu înțeleg nimic! Nu mai contează, bine că l-am recuperat! Ce ciudat! Mami are mereu grijă de tine! Misiune îndeplinită! Cred că am luat totul! Mama, am plecat la școală! Mamă, unde-o fi? Mamă, ești aici? Hei, mamă! Mami? Mamă! Ups, nu știu unde e! Trebuie să plec! Fiu, ce zi am avut! Stai, mama nu e nici acum acasă? Ar trebui să o sun! Hai odată! Asta da viață! Hei, scumpule! Ești în vacanță cumva? Te întrerupi! Pa! Trebuie să-i blochez numărul! O să mă bronzez bine de tot! Dar, mama, mă plictisesc la cumpărături! Ei, na! Ia să vedem! Astea par potrivite pentru un băiat serios ca tine! Jared, probează astea! Ok, mami! Du-te! Ești sigură? Bine! Cum arăt? Ce frumușel ești! Trebuie să-i trimit o poză bunicii! Știi ce? Mă simt chiar bine! Chiar îmi place ținuta asta, mamă! Ce părere ai? Așa, așa, așa! Astea sunt super! Astea sunt mai pe stilul meu! Dacă spui tu... Tii, căluțule! Nu! Te rog, te rog frumos! Ah,
Adaugă-le peste celelalte. Îmi place să cumpăr haine, de fapt. Mersi, mami, ești cea mai tare. Oh, mersi. Am cheltuit atât de mulți bani. Trebuie să mă scol. Ce bine am dormit. Trebuie să mă pregătesc. De unde a apărut gaura asta? Nu e bine deloc. Cu ce altceva mă pot îmbrăca? O fustă? Unde sunt hainele mele? Mamă! Ce de dulciuri! Mamă, am tricoul găurit! Mama! Scuze, dar sunt foarte bune! Poate te pot ajuta cumva? Punga-i goală! Am încercat! Stai puțin, am o soluție! Cum ai făcut asta? Stai! Ce bine arăți! În lipsă de altceva? Așa te vreau! Vrei niște chipsuri? Arăți super! Arăți extraordinar! Cred că m-am îndrăgostit! O să iasă un sandwich delicios din tine! Te super dacă te mușc puțin! Ah, scuze, domnule rechin! Mi s-a făcut foame! Am nevoie de o gustare! O să dau iama în frigider! Sper să găsesc ceva delicios! Șt, o să fie genial! Știu că n-ar trebui, dar nu pot să dorm! Wow! Oare visez? Arată extraordinar! Sunt toate gustările mele preferate! Surpriză! Hai, ia ce vrei! Mersi, mamă! Wow! Hai, poftă bună! Ai nevoie de calorii, ești în creștere? Nu pot să dorm! Ah, ce enervant e! N-are rost! Am încercat să nu mă roi, dar mi-e prea foame! Trebuie să mănânc ceva! Șt, nu trebuie să o trezesc pe mama! Cât e ceasul? Oh, un hoț! Nu cred așa ceva! La atac! Ai ales casa greșită, amice! O să te învăț eu minte! Mamă! Liam? Stai să te învelesc! Mersi! Somnășor! Mamă, scoate-mă de aici! De fapt, e chiar confortabil! Mi s-a făcut somn! Suntem gata de petrecere! Primul meu invitat! Stai, deschide ușa! Abia aștept! Stai puțin, ești pe lista invitaților? Și așa ai venit îmbrăcat? Care-i problema cu hainele astea? Nu poți intra îmbrăcat așa! Acum e mai bine! Era să uit! Ia astea! Pot intra! Am standardele mele! O să fie distractiv! Bună, Liam! Wow! Toate astea sunt pentru mine? Mersi, mami! Te iubesc! Și eu te iubesc! M-am emoționat! O să-mi deschid cadourile! La mulți ani! Mamă! Trezirea e ziua ta! Ia de aici! Oh, mama, nu trebuia! Wow, ce tare! Mulțumesc! E cadoul perfect! Și mi-ai luat și o felicitare! Poftim? Sunt adoptat? Ha! Ce față ai făcut! O să postez clipul ăsta! Ok, dă-mi cutia înapoi! Pa, pa! Nu vine să cred! Trebuia să fi știut! Mereu face faze din astea! Așa, scumpa mea! Aha. Ai aici toate rechizitele! Zi frumoasă la școală! O să înveți cât mai multe lucruri! Da! Asta... Mi s-a rupt punga! Mi-au căzut toate lucrurile! Oh, nu, scumpo! Ok, nu-i bai! Se rezolvă imediat! Ia să vedem!
trebuie să pot folosi ceva de pe aici. O să găsesc rapid o soluție. Wow! Voilà! Ți-a făcut un rucsac nou-nouț. Wow! Arată extraordinar! Gata, am plecat la școală. Ne vedem după ce ajung acasă. Așa, domnișoară, ce rucsac vreți să luați la școală azi? Nu, ala, e prea plictisitor și nu mai e la modă. Îl mai aveți și pe ăsta mov? Sau pe ăsta făcut din aur? Da, azi vreau să-l folosesc pe ăsta. Ați făcut o alegere excelentă, domnișoară Emma. Poftim, sigur veți avea o zi reușită azi. Fiu, ce bine că am scăpat! Mamă, mamă, uite! O să fie o petrecere la școală! Vai de mine, sigur o să fie distractiv! Dar, mamă, o să am nevoie de ceva de îmbrăcat, nu? Sigur că da! Cred că găsim ceva util pe aici. Ia să vedem ce-i ăsta. Ceva albastru, cred. Pare un sacou vechi. Hai, probează-l! Bine! Măcar mi se potrivește. E un început, dar e plin de mizerii care trebuie curățate. Stai așa! O să folosesc aspiratorul ca să elimin toate pânzele de păianjen. Ok, funcționează perfect! Acum întoarce-te ca să te curăți peste tot. Încă puțin și... Au, închide aspiratorul! Hei, stai puțin! Cred că mi-a venit o idee genială. Așa, uite un elastic de păr. Folosește-l! Ah, am înțeles! O să pun elasticul de păr peste țeava aspiratorului și o să profit de puterea de aspirație pentru a-ți aranja părul. Apoi, elasticul de păr se va desprinde ușor. Perfect! Ți-a făcut codițe într-un mod extrem de ușor. Super! Cred că sunt gata de petrecere. Mulțumesc mult pentru ajutor, mamă! Ești cea mai tare! Distracție plăcută! Ah, stai! Ai uitat invitația! Salutare! Am ajuns la petrecere! Annie are codițe! Și Betty la fel! Și Liam are codițe! Nu pot să arăt la fel ca ei! De obicei eu impun noile tendințe! Hai! Tu te ocupi de părul meu, deci rezolvăm problema! Ok, ne vedem la petrecere! Ce bine că ai ajuns! Toată lumea are codițe! Oh, wow, ai dreptate! Nu se poate așa ceva! Dar nu-i bai! Am o soluție salvatoare! O să-ți separ o șuviță de păr în partea de sus a capului. O să-ți mai prind câteva la fel, apoi o să fac la fel în partea opusă. Așa, ești frumoasă foc! Dar n-am terminat încă. Ai nevoie de puțină strălucire. La propriu, o să-ți lipesc pietricelele pe fiecare cărare. Excelent! Acum cred că pot să mă distrez în mod oficial. Nu cred! Uite-o pe Emma! Strălucește! Liam, vorbesc serios! Wow. Uite-te la ea! Oh, ce elegantă e Emma! Oare aș putea să mă aranjez și eu așa? Aș putea folosi bomboanele astea. O să o ling rapid și... A căzut. Firar. Asta e. N-am ce face. Unde am pus? Ah, ușoarece! Ce? Ușoarece? În casă? Vai de mine! Ah, uite tricoul! Ah, l-a rus șoarecele. Acum are dita mai gaură în el. Mamă! Ești bine, scumpa mea? Te speria șoarecele? Nu, dar mi-a stricat tricoul roșu preferat. Vai de mine, ce gaură mare! Dar poate există o soluție. E dita mai gaură, deci trebuie eliminată bucata asta. Așa, am tăiat complet zona asta de tricou. Acum pot face ceva cu restul tricoului. Trebuie să mai fac câteva tăieturi. Nu-i bai, o să arate bine la final. O să tai în jurul gulerului și o să elimin și bucata asta de material. Bun, apoi o să încep să tai tricoul pe verticală. Dar doar partea din față, nu și spatele. Vreau să pliez marginile astea și să creez niște pliuri. Stai liniștită, cusutul nu e greu deloc. Trebuie doar să strângi materialul și să treci acum prin el. E gata! Leagă capetele în față și ai obținut un top simpatic foc. Wow, mamă! Sunt super impresionată de ce știi să faci. Îl ador, mulțumesc! Ah, încă ceva? Nu vreau să răcești. Stai puțin! Mamă, și șarfa asta are o gaură de la șoarece? Ce șoarece nervanți! N-avem scăpare, nu-i așa? Ce s-a auzit? Șoarecele? Uite-l! Serios? Mi-am murdărit bluza cu înghețată. Oh, ce zi îngrozitoare! Acum trebuie să mă schimb. Ia să vedem. Nu-mi place niciunul dintre tricourile astea. Ce mai am de îmbrăcat pe aici? Ah, ce bine! Ești aici! E perfect! Am nevoie de ajutor. Vai de mine! E o situație urgentă! Ia să vedem ce am pe aici pentru tine. Ah, ce zici de cămașa asta de mătase cu imprimeu? Oh, da, arată bine. Hei, m-ai ratat! Ups, am vrut să te îmbrac pe tine, nu scaunul.
Nu-i bai, mai am ceva ce ar merge perfect. Nu mai vreau să fiu o femeie de serviciu. Arăt prea bine pentru asta. Îmi cer scuze, dar nu-i bai, am și alte ținute elegante și strălucitoare. Mai bine, aprobez singură pe asta. Așa, fără scaune sau femei de serviciu. E perfectă! Poftim, sper că e suficient. Mulțumesc, pe data viitoare. Ce zic, e incredibil. Nu se pricepe deloc la aruncatul hainelor. Dar acum totul e în regulă, trebuie să ajung la oră. Oh! Mulțumesc! Ați fost un public minunat! Vă iubesc pe toți! Vreți autografe pe toate pozele astea? Ah, ce stresant e să fii superstar! Hai să le semnez odată! O să dureze o veșnicie! Oare nu există o metodă mai ușoară? Ah, ce faci acolo, mami? Mami încearcă să lucreze, scumpo! Nu zbor mereu cu avioane private, ci nu sunt mereu în vacanțe pe insule de lux! Trebuie să o ajut pe mami! Știu cum o pot înveseli. O să-i decorez pozele, ca să știe cât e de specială. Mickey, ce faci acolo? Îți arăt cât de mult te iubesc. Oh, scumpa mea, ce drăguț. Dar am o idee mai bună. Poți desena și pe astea. Wow, serios? Mersi, mami. Mami o să se relaxeze puțin. Ce distractiv e. Aș putea face asta toată ziua. Nu știu de ce se plângea mami, aproape am terminat. Stai! Ce a fost asta? Sper că asta e casa Ginei. E a patra casă pe care o verific. Aha, bingo! Hei, fetițo! Vrei să vezi ce am desenat? Sigur, de ce nu? E mami! Gina își lasă copilul să-i semneze autografele. Ce știre bombă! Vrei și tu un autograf? Wow, ce ușor a fost! Mersi mult, fetițo! Poftim, îi meriți din plin! Wow, ce de bani! Mersi, necunoscutule misterios! Să mă suni dacă mai afli și alte bârfe! Mami, uite! Poftim? Bani? Așa îmi place să mă trezesc! Wow, ce de autografe! Și ce de bani! Felicitări, scumpa mea! Mai am un teanc de poze desemnat! Mersi, mami! Mami e mândră de cum desenez! Sunt gata să intru în direct! Ok, hai să începem! Oh, o să fiu vedetă! Salutare, prieteni! Bună, e timpul să gătim ceva delicios! Mickey va fi asistenta mea culinară! Hei, aici sunt! Îi place să fie în lumina reflectoarelor! Bun, azi facem clătite! Am pregătit toate ingredientele! Mai întâi o să torn făina într-un bol! Ce relaxant e să gătești! Aoleu, s-a făcut ceață! Nu văd nimic! Acum e mult mai bine! Hai să o amestecăm, fix așa! Pot eu să fac asta! Uite, mami, o amestec! Yes? Era să uit de celelalte ingrediente! Mă întorc imediat! Ah, am o idee! Dar rămâne secretul nostru! Hai să-i facem o farsă lui mami! O să-i adaug zăpân lichid în aluatul de clătite! Să nu-i spuneți nimic! Am adus siropul! Uite, Mickey! O să-l punem peste făină! Habar n-are ce am făcut. Stai puțin, am nevoie de ceva. O să o ajut eu pe Mickey, o să-i torn în bol. O să pun foarte puțin, dar o să aibă un gust extraordinar. M-am întors și am un ingredient special. Ce e acolo? Nimic, mami. Oh, am nevoie de fructele de pădure. Ăsta e momentul perfect. Ce faci aici? Miroase ciudat. Cred că-mi face o farsă. Oh, așa deci. Wow, arată delicios! Adaugă-le în aluatul de clătite! Ador căpșunile! Mmm! Oh, mai am o idee! Pentru rețeta asta vă trebuie fructe proaspete! Ce zici de un ardei iute? Adăugați fructele de pădure în bol! E foarte simplu! Vai de mine, n-am observat! Ce amuzant e! Sper că-i plac șoarecii! Atenție! Ah, un șoarece! Ah, mi-e frică de șoareci! Ajutor! Ah! Cred că nu-i prea plac animalele. Ok, clătitele noastre sunt gata și arată delicios. Mmm, ce bine miros! Ce gust au mami! Ceva e neregulă. Ai grijă, boneta mea! Ce s-a întâmplat? Poate nu te pricep chiar așa de bine la gătit.
Wow, clipul nostru a devenit viral, mami! Uite ce populare suntem! Wow, toată lumea ne iubește! Nu uitați să ne dați like și să vă abonați la canalul nostru! Pe curând! Ham, ham! Hei, jucați-vă frumos, prieten! Oh, uită-te la ea! Bună, tată! Te distrezi, cumpo? Stai o secundă! Salut, frate! E loc doar pentru o singură mustață glorioasă aici! Serios? Să mergem, scumpo! Oh, Banu! Eva, vine cu mine! Nu, nu vine! Ba da! Cum funcționează asta? Ce-i ăla? Oh, un portofel? Ar fi păcat dacă i s-ar întâmpla ceva! Nu e nimeni prin preajmă! Am dat lovitura! Să vedem ce avem! Ce-i ăsta? Oh, e un permis de conducere! Speram să fie un card de credit! Așa da! Exact ceea ce căutam! Oh, am o idee! Voi face o capodoperă frumoasă! Wow, a mers! A fost distractiv! Dar am nevoie de mai multe! Am planuri mari! Banii ăștia erau plictisitori! Nu mai am hârtie! Acum ce să fac? Stai, știu! Permisul de conducere! Oricum era o poză prostească! Așa! Gata! Capodopera mea e completă! Bună, tată! Bună, Ava! Ce-i asta? Te iubesc, tată! Oh, ce drăguț! Ava? Ce-ai făcut? Ai folosit acești bani pentru inima ta? Oh, nu! Oh, nu! Sper să nu fie banii mei! Oh, e ok! E ok! Am folosit banii lui Jeff! Hei, mi-ai văzut portofelul? O să fie tare! Despre ce e vorba? Stai! Nu! Nu se poate! Banii mei! Banii mei frumoși! Nu-mi vine să cred! Tu ai făcut-o? Asta e fata mea! I-am folosit pentru un proiect artistic! Ah, ce drăguț, dar banii mei! Copiii, nu? E rău, foarte rău! Uită-te la ei, sunt distruși! Sunt faliți! Oh, cred că l-a durut! Se pare că nu e un fan al artei! Sunt mândru de tine, Ava, dar trebuie să rezolvăm asta! Ce s-a întâmplat? Am avut cel mai urât coșmar! Toți banii mei s-au dus! Ce ciudat! Cafea? Fii calmă, Eva! Portofelul meu! Sper să funcționeze! Am emoții! Sunt toți acolo și sunt neatinși! Începusem să mă îngrijorez! Ce nebunie! Bine, trebuie să plec! Pe curând! Pa! O zi bună! A fost cât pe ce! Să nu mai faci asta! Traficul este îngrozitor! Ce-i asta? Hei, amice! Trage pe dreapta! Ce vrea? Așa, stai pe loc! E vreo problemă, domnule polițist? Carnetul, vă rog! Desigur, îl am chiar aici! Ce-i ăsta? Nu înțeleg, e o glumă? E o poveste haioasă, domnule polițist! E deja dimineață? Sunt atât de obosită! Neața, tată! Am niște cereale delicioase pentru tine! Iu! Nu mănânc așa ceva! Blea! Ce zici de un suc de roșii? E bun și sănătos! Uite ce minunăție, acrișoară! Cred că iau și eu o gură! Grozav! Nu mă convingi! Nu, nu-l vreau! Gustă! Chiar trebuie? E moale! Dă-mi ăsta! Un deliciu! Uite că vine avionul! Nu te apropia! Nu! Vino încoace! Niciodată! Nu există scăpare! Asta crezi tu? Wow! Chiar nu sunt în formă! Stai puțin! Trebuie să-mi trag sufletul! Nu mă voi opri niciodată! Crede-mă! Ce? Unde a plecat? Tată? Trebuie să fie pe aici! Am o presimțire nasoală! Stai jos! O să pun tricoul ăsta peste scaun! Așa nu o să mai fugi! Nu era nevoie! Nu voi uita asta!
Deci unde rămăsesem? A, da, micul dejun. Gura mare. E umilitor. Nu putem uita sucul de roșii. Ah, atât de revigorant. Haide, bea-l. Bleah! Dezgustător! Bună dimineața! E o nouă zi frumoasă! Bună, Jeff! Ah, micul dejun, cea mai importantă masă a zilei! Trebuie să-mi verific mesajele! Interesant! Mai vrei? Nu, în niciun caz! Stai puțin! Ce scârbos! Ce se întâmplă acolo? Oare? E timpul pentru răzbunare! O să dau un telefon rapid! Stai, e telefonul meu! Cine mă sună la ora asta? Alo? Nu e nimeni! Alo? Vorbește cu mine! Spune ceva! Eu mă bucur că a plecat! He-he, funcționează mereu! Eva! Da? Ce este? Uite ce am eu! Bomboane? Dă-mi-le! Nicio problemă! Hai să te scoatem de acolo! Știam că mă pot baza pe tine, Jeff! Libertate! Savurează-le! He-he, o să se învețe minte! Alo! Cine e acolo? Vorbește! A fost atât de ciudat, ca și cum cineva încerca să-mi distragă atenția! Wow! Ți-am făcut-o! Jeff? Ce cauți acolo? Te-ai speriat, tată! Stai, i-ai dat bomboane? Oh, ce roche frumoasă! Eva, am baloane! Super! Uhu! M-ai dat pe spate! Știu, așa e! E cea mai tare zi din lume! Ce mai așteptăm? Hai să facem asta! Alegeți o culoare! Sunt atât de multe opțiuni! Hai să ne întrecem! O să pierzi! Nu pot să fac! A, ai văzut asta? Ha, nu se poate! Cred că acel balon era defect! Să încercăm din nou! O voi ajuta eu! E timpul pentru clasica schimbare! Cum arată? Wow! Ia uite! Wow, sunt impresionat! Uită-te la acest balon! E atât de elastic! Nu umfli așa ceva! Nu trebuie să o faci! Am o pompă! Așa vom scuti mult timp! Ia uite! Wow! Uite-l cum crește! E imens! Ce zici? E șmecher, nu? Fol pe asta! Fol pe asta! Nu încă! N-am terminat! Am plănuit ceva special! Wow! Ești un artist! O răsucire și o îndoire e un câine! Am o idee! Ham, ham! Încetează, tată! Mereu mi-am dorit un animal! Ham, ham! Oprește-te! O să fac altceva! O să te dau pe spate! Ia uite! E o sabie de pirat! Exact ce mi-am dorit dintotdeauna! Ia una! Și încă una! Te gândești la ce mă gândesc și eu? Atacă! Doar atât poți? Voi fi blândă cu tine! Da, sigur! Arată-mi cea mai bună lovitură! E cineva? A? Ce e? Nu te uita la mine! Mă duc să verific! Hei, e cineva acolo? E un pachet! E ciudat! Adu-l aici! Iar mi-ai folosit cardul de credit? Nu, deschide-l! Ce naiba? Ce-i ăla? Să aflăm! Nu face mare lucru! Stai! Am înțeles! Voi avea nevoie de penseta asta! Bună idee, scumpo! Continuă! Eu voi fi prima! Trebuie să luăm oasele! Dar fără să ne vadă câinele! E rândul tău! Câtă presiune! Wow, a fost intens! Pare vioros! Fără teamă! Uf, am reușit! Îmi e tare frică! L-am luat! E rândul tău, micuțo! Au mai rămas doar două! Câinele habar nu are! Urează-mi noroc! M-am mușcat! Da! Am câștigat! Ce emoții! Poftim! Fix în față! Mișto, Jeff! Mai mult noroc data viitoare, tată! Cum se face chestia asta? Bună, tată! Trebuie să vezi ceva! Lasă-mă o secundă! Stai, ce scrie acolo? Asta e așa! E mai bine acum! Ah, ok! Ador petrecerile bune! Dar nu am cu ce să mă îmbrac!
Nu pot să merg așa! Asta chiar e o problemă, dar ai noroc! Mă pricep la modă! Poftim! Mersi, tată! Cum arăt? Ca un instalator italian! Wow! Ușurel! Ai nevoie de dulciuri! Wow! Te-ai gândit la toate! Pa, pa! Distracție plăcută! Uhu! Atât de multe baloane! Mă simt foarte bine! Mama spune că pot să beau suc! E ziua mea norocoasă! Bună, băieți! Am venit să petrec! Cu ce ești îmbrăcată? Jake, trebuie să vezi asta! Nu se poate! Ce amuzant! Arată ridicol! Ia uite! Râd așa tare că s-ar putea să fac pipi! Stați! Ce are ținuta mea? Sunteți răi! Nu mai râdeți! Vai, a fost amuzant! I-ai văzut mustața? Da, 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 da! A fost teribil! Ce s-a întâmplat, Eva? Toată lumea a râs de mine! A fost nasol! Nimeni nu o face pe fetița mea să plângă! Sunt furios! Salut, fraierilor! Ați făcut-o pe fetița mea să plângă? Răspundeți-mi! Nu am fost eu! Mi-a plăcut mustața ei! Vreau la mami! Vreau să vă arăt ceva! E dansul meu vesel! Hopa, hopa! Sunt atât de confuz acum! Intrăm și noi în joc? Ce mișcări șmechere! Astea da petrecere! O, da! Mă distrez copios! Să facem asta! Nu vreau să se termine niciodată! Dă muzica mai tare! E uimitor! Petrecere, petrecere! Atenție, vine domnul urs! Își caută mierea! Da, da, încetează! Vine monstrul care te gâdilă! Gâdi, gâdi! Nu mai rezist! Ding dong! E cineva la ușă! Mă duc să deschid! Stai aici, scumpo! Cred că joaca s-a terminat! Salutare! Bună ziua! Jeff, ai venit mai devreme! Pot să intru? Ah, bună! Mă bucur să te văd! Haide, Eva, e timpul să plecăm! Scuze, Eva, ne vedem curând! Nu vreau să plec! O să-mi fie dor de tine, tată! Și mie îmi va fi dor de tine! M-am simțit foarte bine! Uite-te la ei! Mi-am promis că nu voi plânge! Încep să mă simt ciudat! Trebuie să plec! Te iubesc! Ești gata, Eva? Pa, tati! Pa, pa! Stai! L-a uitat pe domnul urs! Eva, oprește-te! E prea târziu! O să am eu grijă de tine! Vreau doar o îmbrățișare! Stai puțin! Perna lui Eva! Mi-a venit o idee! Da, cred că o să meargă! Voi pune perna chiar aici! Voi coase capul ursulețului pe pernă! Și voi face același lucru cu brațele! Picioarele se prind chiar aici! Wow, arată bine! E perna perfectă! Trebuie să-i arăt Evei! Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți! Da, aș vrea eu! Mi-e dor de tata! Cioc, cioc! Bună, Eva! Poți să intru? Tata! Ești aici! Am ceva pentru tine! Știu că o să-ți placă! Ursulețul meu! Mersi, tată! Ok, e timpul să te culci! E exact ce mi-am dorit! Noapte bună, tată! Vise plăcute! Îmi place mult! Acesta trebuie să fie locul! Cioc, cioc! Bună! Cred că ați venit pentru slujba de dedacă! Intrați! Ea este Shelly, mica mea prințesă! Încântată de cunoștință! Ești nerăbdătoare! Să terminăm odată cu asta! Wow, ce atitudine! Refuz, tată! Trebuie să plec! Aveți grijă de fetița mea! Cu mare plăcere! Sper să fie toți, că altfel... Woohoo! Te iubesc, scumpo! Mă duc la plajă! Știu că veți fi cele mai bune prietene! Da, nu o să se întâmple asta! Nu se poate, în niciun caz! Nu e așa că e distractiv? Nimic nu se compară cu un film bun! M-am plictisit! Îmi ghiorțăie stomacul! Am nevoie de mâncare! Ha? Ce-ai spus? Nu-ți face griji, mă ocup eu! Unde se duce?
e atât de enervantă. Ți-am adus niște gustări delicioase. Ce zici de un morcov crocant? Glumești, nu? Ok. Roșie? Bleah! Măr? Ar merge. Chiar arată bine. Ador merele. Mintele meu! Ok, e ceva nou. Parcul și periculoasă. Nu te panica, o să sun la dentist. Hei, calmează-te. Îmi place lucrul ăsta. Care-i problema ei? Trebuie să fac eu totul. Dă-mi asta. Ce faci? O să afli. Nu te mișca, n-am cea mai bună țintă, dar am exersat. Încet. Asta e lovitura ta cea mai bună? Sigur o să nimerești data viitoare. Asta nu se pune, de data asta o să reușesc. Oricum nu-mi plăcea lumânarea aia. Nu prea te pricepi. Nu fac față presiunii. Hai să facem treaba mai interesantă. Gata. Wow, stai puțin. Cum ai făcut asta? Ce se întâmplă? Trebuie să fac ceva în legătură cu asta. Tu vii cu mine. Nu putem risca să se întâmple din nou. Acest feliator va rezolva totul. Va face ca mărul să fie rezistent la Shelly. Voi pune mărul chiar aici. Apoi voi pune feliatorul deasupra mărului. Acum poți să-l apăs în jos. Taie mărul feliuțe. Ia uite, poftim. Wow, e mișto. Stai așa. La ce te uiți? Ia-ți privirea de pe biscuiții mei. Stai, eu primesc mere și ia biscuiți. Nu mi se pare corect, dar mai multe mere pentru mine. În sfârșit a venit, e ziua lui Shelly. Vor fi multe de planificat. E interesant, nu-i așa? Trebuie să o iei mai ușor. Acest balon arată bine aici. Totul trebuie să arate frumos și colorat. Și avem nevoie de un tort delicios. La mulți ani! Ați făcut asta pentru mine? Wow! Nu vine să cred! Decorațiunile de petrecere sunt... interesante. Noi le-am făcut! Sper să-ți placă! Totuși, e ziua ta specială? Cred că trebuie să-mi pun o dorință. Gata! Sper să se îndeplinească! Woohoo! Să petrecem! O să fie foarte distractiv! Era să uit! Am un cadou pentru tine! Eu l-am ales! Wow! Nu trebuia! Chiar e pentru mine? Mă întreb ce-o fi? Oh, e o păpușă! Nu trebuia! Serios, chiar nu trebuia! Am și eu un cadou! O să-ți placă la nebunie! E mai tare decât o păpușă idiotă! Ok, nu e viu, nu-i așa? Am emoții! Ce naiba? E un craniu! M-am răscândit! Ia-l tu! Dar ți l-am luat ție, cu tot dragul! Sunt ok, crede-mă! Bine, păstrez eu cadoul! E pierderea ta! Mi-ar fi plăcut o ghilotină când eram de vârsta ta! Uite câtă măiestrie! Ce? O ghilotină? Și ce face? Speram să întrebi asta! Stai să-ți arăt! Am nevoie de o victimă, adică de o voluntară. Fă-te comodă, s-ar putea să te usture puțin. Ești gata pentru partea cool? Păpușa mea! Ta-da! E o îmbunătățire! Ce-am văzut? E super tare! Îți bați joc de mine? Cred că a durut-o. Sunt ok. Nu sunt! Iar prințesa curajoasă l-a salvat pe prințul speriat și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Abia mai pot ține ochii deschiși. Povestea asta e atât de plictisitoare. E adorabilă. Inima mea e plină de iubire. Vi se plăcute? Ce se întâmplă? E cineva acolo? Shelly! Ai cu noi, Shelly? Ce? Nu! Stai departe! Știu karate! Wow! Shelly? Oh, nu! Nu sub ochii mei! O să o pățești! Arată-te! Ce? Ce naiba? Dă-mi aia! Surpriza! Pleacă de aici! Încercam doar să ajut! Sunt atât de supărată! Totul e ok!
Stai! Nu mă părăsi! Nu vreau să fiu singură! Să mă gândesc. S-ar putea să am ceva în ghiozdan. Să vedem. Cum a ajuns asta aici? Ce altceva mai am? Ah, Chris! N-ai văzut asta? Stai! Spumă de ras? S-ar putea să fie mai mulți monștri! Știu ce trebuie să fac! O să fie o modificare rapidă! Sper să funcționeze! Uite ce am găsit! E un spray împotriva monștrilor! Monștrii îl urăsc! Serios? Există așa ceva? Merge? Oprește-te! Ia de aici! Lasă spray-ul ăla! Ok, cred că meritam asta! Credeam că ești... Nu contează! Scuze! Miroase bine! Nu! Trebuie să vomit! Să nu faci mizerie! Ok, a fost amuzant! I-am făcut-o! Așa e! Mă simt rău! Urăsc să fiu bolnavă! Măcar am ursuleții ăștia din jeleu! Ce face micuța mea? Nu-i de bine! Ok, scumpo, ai nevoie de niște medicamente! Ăsta o să te facă să te simți mai bine! Gura mare! Nu, nu-l vreau! E scârbos! Bine, o să încercăm cu pastilele astea! O să fie mai ușor de înghițit! Ia-o! Nu! Nu o iau! Am încercat! Stai puțin! Ador ursuleții din jeleu! Cred că știu cum să fac să ia pastila! Fă o mică tăietură în ursulețul din jeleu. Apoi bagă acolo o pastilă. Împinge pastila până când nu se mai vede. Apoi pune ursulețul din jeleu înapoi în bol. Ți-am mai adus niște gustări! Mersi, mamă! Sunt mai bune decât medicamentele! Atât de gustoase! Mănâncă-le pe toate, draga mea! La mulți ani mie! La mulți ani, scumpo! Mersi, tată! E atât de palpitant! Sper să-ți placă! Wow! Glumești? O acadea doar pentru mine? Abia aștept să o gust! Mersi, tată! O ador! Am căutat-o peste tot! Trebuia să fie acadeaua potrivită! E aroma mea preferată! Cum te-ai știut? Sunny! Nu! Ai grijă! Nu! Fă ceva! Te rog! Am prins-o! Stai așa! Am o idee, dar am nevoie de câteva baloane. Hai să o facem! O să leg ațele baloanelor de bețișorul acadelei. Ar trebui să fie în siguranță. Wow, sunt un geniu! Și am dat drumul! Wow, ia uite! Mersi, tată! Îmi fac doar datoria! Nu cade dacă îi dau drumul! Plutește! Tată, hai să mergem la plimbare! E cea mai tare zi de naștere! Ia uite! Ce faci? O să se întoarcă, nu-i așa? Pa, cadea-o! Pa, călătorie plăcută! Nu e corect! Calmează-te, scumpo! Ce zici de asta? E mole! Nu vreau! Sunt în pană de idei! Ah, uite, o păpușă! E frumoasă! Glumești? Ia-o de aici! Nimic nu merge! Nu mai plânge, te rog! O urăsc! Ce zici de un ursuleț? Păi, e simpatic! Îți place? Dacă îmi place, îl urăsc! Ce mă fac? Trebuie să găsesc ceva pe placul ei! Asta nu merge! Gândește! Gândește! Ce e asta? Nu prea fac față presiunii! Stai! Oare... E exact ce-mi trebuie! E un omuleț genial! Hei! Nu te cunosc atât de bine! Glumeam! Brini o să te adore! Stai să te studiez! Oh, o să-l umplu cu suc! Folosesc carafa asta! Nu vreau să fac mizerie! E mai ușor așa! Apoi, pun capacul la loc! Sper să meargă! Brini, ia uite ce am eu! A? Ce e? Aaa! Face pipi pe mine! Cred că a fost o greșeală! Ai văzut aia? A fost atât de tare! Mersi, mamă! E cea mai tare jucărie! Hiu, ce ușurare!
Britney, nu! Încetează, te rog, te implor! Stai, ăsta e suc? Nu te opri, micuțo! Ce faci? Încetează! Nu, stai, așteaptă-mă! Am ratat autobuzul! Ce mă fac acum? Hei, s-a întâmplat ceva? Pare să fie o treabă pentru cercetoarea prietenoasă din cartierul tău. Vrei să te duc eu? Wow! Haide, urcă-te! E o mașină din carton? Oh, da, e ultimul model. Frumusețea asta știe să se miște? Ține-te bine! E rapidă, a? Simte cum îți flutură părul în vânt. Super, mersi! Stai, pot să conduc și eu? Te rog! E atât de palpitant! N-am mai condus niciodată până acum! Stai, ce? Vrum! Încetinește! Uite, am ajuns! Și întregi, oarecum! Mersi încă o dată, apreciez! Pa! Iu, e timpul să mă duc la cumpărături! La tomberon! Titit! Ah, vine! Bună dimineața, doamnă! Dă-mi voie să-ți deschid ușa! Nu! Eu, nu înțeleg! Nu merg cu mașina! Ce zici de un skateboard? Glumești! Niște role? Uite cum se învârt roțile alea! Penibil! Am rămas fără idei! Sau putem folosi chestia aia? Așa mai merge? Vai, pare super distractivă! Grozavă idee! Uite-mă! Nu, stai! Pe curând! Ce metodă de a călători! Măcar îmi primesc doza zilnică de cardio! Hei! Da, eu sunt! Sunt fermecătoare! Să vedem ce poate să facă șmecheria asta! E grozavă! Toată lumea se uită la mine! Sunteți fanii mei și vă iubesc pe toți! A fost atât de distractiv! Clar o să mai merg cu asta! Trebuie să mă duc la oră! Wow! Ia uite ce futurist arată! Cred că au lăsat-o extraterestrii și acum e a mea! Adio, mașină din carton! Doamne, ce stilată mă simt! Ha? Ce e cu zgomotul ăla? Salutare! Și cerșători au așa ceva? Am terminat-o cu asta! Să te facem să arăți bine! Nu că ai avea nevoie? Spui mereu numai ce trebuie! Diminețile sunt atât de stresante! Mie îmi spui? Relaxează-te! Cred că asta-i tot! Cum ai vrea să călătorești azi? Ce zici de asta? Serios? Nici gând! Ok, asta pare frumoasă! Știu! Stai să dau un telefon! Alo, am nevoie de ajutorul tău! Da, imediat! Un elicopter? Perfect! Ăsta e mai pe gustul meu! Tocmai ai obținut o mărire de salariu! Pa! Sunny, stai! Ți-ai uitat ghiozdanul? Oh! Pot să mă lași acolo? Chiar ar trebui să mă mut în altă bancă? Ce e aia? E o răpire! Saltează-te! Calmați-vă! Eu sunt! Îmi place să-mi fac apariția! Ok, poți pleca acum! Noroc că-mi place lucrul bătut de vânt! Deci, ce-am ratat? Mersi! Incredibil! Ce divă e! S-a terminat? Chiar trebuie să facem ceva cu aranjarea băncilor? Planta mea! Scumpo, bun, ești aici! Am ceva pentru tine! Mamă, ce se întâmplă? Sper să-ți placă! E un bilet pentru parcul de distracții! Nu se poate! Wow, mamă! Îl meriți, Sofia! Abia aștept! Wow, ce nebunie! Ok, trebuie să mă întreb ce se întâmplă? Îi speriați pe ceilalți clienți! E ok, am bilet! Ok... Te rog, se distrează! Haide, fă-mi o favoare! Aveți 5 minute! Dar să nu vă miți! Ura! Ce zi! E vremea perfectă pentru călărie! Bună, fetiță! Ești gata să facem asta? Nu te mișca! Să mergem! Ușurel, fetiță! Așa cum am exersat!
E cel mai bun mod de a-ți petrece ziua. Mă ajută să mă destind. Opa, fetițo! Unde sunt angajații? M-ai chemat? Ah, faci o pauză! Cred că ți s-a făcut foame de la călărie. Ți-am adus gustările. Ups, sper că n-a observat. Poftim, doamnă! În sfârșit! Ce să aleg? O să iau sucul. Acum pleacă, spericalul. Sigur, doamnă? Poate să fie și mai bună de atât ziua asta. Ar trebui să fac niște poze în mișcare. Mă ocup, doamnă, arătați uimitor. O să mă asigur că-ți surprind latura bună. Poftim, orice latură e latura mea bună. Mi-am exersat pozițiile astea. Se vede, foarte frumos. Încearcă să îmbrățișez calul. Ai un talent născut. Ok, ajunge, să le postăm. Grozav, paparații. Nu mă lasă niciodată în pace. Nu poate o fată să meargă și ea în spațiu ca orice om normal. E atât de enervant. Mă bucur că mi-a luat tati racheta asta nouă. Ultima era atât de demodată. Nici măcar nu avea spa. Deci, cum conduci chestia asta? Wow, ce cool! E liniște și pace. E timpul pentru un pic de distracție. Woohoo! Uh-oh, cum te oprești? Încep să mă prind cum stă treaba. E plăcut să am niște timp doar pentru mine. Pot să-mi exersez și mișcările de dans. Opa! Am amețit! Și îmi place la nebunie. Aș putea să fac asta toată ziua. E timpul pentru selfie-uri. Prietenele mele o să fie atât de invidioase. Ar trebui să-mi iau un extraterestru ca animal de companie. Ah, mi-a venit o idee. E cea mai bună metodă să te speli pe dinți. Dentistul meu ar fi tare mândru. În regulă, studenți, sper că sunteți gata de examenul la desen. Puteți începe. Vreau să văd ce ați învățat. Ce naiba? Asta e tot ce am în rucsac? Nasol moment. Am doar un rest de creion colorat. Și nici măcar nu e ascuțit. Ah, Lizzie are o groază de rechizite. O mulțime de culori și de materiale pentru desen. Asta e, trebuie să mă descurc cu ce am. Ah, stai așa, poate am niște bani. Am uitat, sunt sărac lipit. Hei, stai puțin, poate găsesc ceva la gunoi? Ia să vedem ce conține. Ce face Liam acolo? Hei, am găsit un bețișor de înghețată. Sigur pot face ceva cu el. Ok, o să folosesc matrița asta de silicon din clasă. O să torn niște apă înăuntru, apoi o să adaug colorant alimentar. O să le amestec bine ca să se omogenizeze. Bun, acum o să procedez la fel cu alte culori. Apoi trebuie să adaug bețișoarele de înghețată. Trebuie să mă asigur că stau vertical. Apoi dau totul la congelator. Excelent! Au înghețat complet, deci pot trece la pasul următor. Ok, ia să vedem dacă pot folosi creioanele astea congelate așa cum cred. Super! Ce culori intense! Merge perfect! O să-l link puțin. Ce răcoritor e! Trebuie să recunosc că a avut o idee bună. Eu ce pot să fac? Habar n-am. Stai! E suficient că am bani. Cred că ăștia ajung. Bonjour! Ai nevoie de un artist? Nu, nu încă. Plata la final după ce-mi faci ceva artistic. Ah, da, am înțeles. O să-ți fac o capodoperă. Ce plictisitor e cursul de desen. Capodopera e gata. Voila! Ce-i aia? Ce grețoșenie! Iau de aici. Nu-ți place pictura mea? Nu ai deloc gusturi. Nu suport artiștii. Bună! Dacă spui tu, hai, fac ceva artistic. Bine, domnișoară, profesoara mea spunea că sunt cel mai bun din clasă. Îmi plac creioanele cerate și cel mai mult îmi place să colorez. Gata, am terminat. Ce-i asta? O casă și niște nori? Nu, nu e suficient de bun. Nu plânge, adică trebuie să pot face ceva. Uite, o acadea. Ce-i aia? O acadea? Psst, acolo jos. Ah, banii, evident. Poftim, poți pleca, dispar de aici. Următorul. Vai de mine, ce îngrozitor. A, regulă, hai să-ți arăt ce-am făcut eu. Uite. Vai de mine, wow, arată extraordinar. Poftim, banii. A, regulă, mersi, domnișoară, e perfect. Arată super, hei, Liam, uite ce-am pictat.
Ah, da, arată bine, dar eu folosesc acadelele astea pentru a picta. Hei, ar trebui să fii atent la mine, nu la tabloul tău. O petrecere într-un penthouse și vine și Millie Bobby Brown. Ok, trebuie să mă decid cu ce mă îmbrac. Ia să vedem. Da, asta e rochia perfectă. Are genială rochia asta. Sau nu? O să probez și altceva. O rochie roz, perfectă pentru o petrecere. Dar poate rozul era la mod anul trecut. O să mai încerc o dată. Poate ceva mai casual și distractiv. Îmi plac încălțările sportaurii. Nu, trebuie să fiu mai elegantă. Nu pot da greș cu o rochie roșie scurtă. Stai! Știu ce pot face. Trebuie să dau un telefon, evident. Dacă nu-mi place nimic din dulap, o să-mi cumpăr ceva nou-nouț. Nu. Un hanorac special care costă 5.000 de dolari? Da, vă rog. A ajuns! Abia aștept. O să deschid cutia. Vai de mine! Fix asta-mi doream! Trebuie să-l probez! Da, mi se potrivește perfect! Și colanții ăștia arată extraordinar! O să-mi pun și ochelarii de soare și acum sunt gata de petrecere! Atenție la mine! Incredibil! Nu-mi vine să cred că am primit asta la cutia poștală! E o invitație la o petrecere de un dolar! Dar nu cred că pot merge îmbrăcat așa! Are prea multe găuri! Și nu-mi pot lua nici tricoul cel bun! Și el e găurit tot! Ce-o fi în cutia de la tata? Poate găsesc ceva util. Hei, ia uite! O pereche de blugi, fără găuri. Oare ce mai conține? Ce grețos! O pereche de boxer vechi? Aoleu! Hei, ia uite! Un hanorac galben. Ia să le probez. Ok, da! Nu-mi vine rău. Stai, e prea mare. Uite ce lung e. Îmi ajunge aproape până la genunchi. Ce mă fac? Corect! Boxerii! Elasticul ăsta e utilizabil! Știi ce? Cred că mi-a venit o idee! Ok, am scos tot elasticul din talie! Acum o să mi-l leg la mijloc! Ok, i-am făcut un nod! Acum o să-l mut la spate! Și apoi pot băga hanoracul sub elastic fix așa! Super! Nu arată rău deloc! E totul ok, micuțo? Încerc să-i pieptăm părul păpușii mele, dar e atât de încălcit! E o adevărată problemă! Stai! Mi-a venit o idee! Tata are părul drăguț, dar o să-i fac și mai frumos! Hei, nu-mi atinge coama! Scuze, încercam doar să te ajut! Durează foarte mult să-mi fac părul așa! Atunci o să-i prind o agrafă! Ce se întâmplă acolo? Gina, încetează! Tata, nu e amuzant! Se pare că trebuie să mă mulțumesc cu tine, păpușico! Tata e răutăcios! M-a obosit cititul ăsta! Poate că trebuie să mai aștept puțin! Cred că o să-mi odihnesc ochii! O să visez la produse de păr luxoase! Asta e șansa mea, dar trebuie să fiu silențioasă! Nu te trezi, te rog! Iu, a fost cât pe ce! Serios? Wow, doarme buștean! Nu mă mai grăbesc! Hei, te prinde melodia asta? Dă-mi tot fixativul! Ce vise ciudate are! Ok, să trecem la treabă! O să fie frumușel! Ce? Ce s-a întâmplat? Am avut un coșmar în care cineva își bătea joc de părul meu! Nu mi-amintesc să fi fost aici chestia asta! Ce se întâmplă? Nu, părul meu! Gina, tu ai fost? Nu, ea e inocența întruchipată! Stai, pe ce m-am așezat? Lână? Auci! Și uite și andrelele! O să-mi iasă o vânătaie! Ups! Hei, mi-a venit o idee! E exact ce-mi trebuia! Asta o să țină ocupată pe Gina! O să pun desenul pe o suprafață plană, apoi o să-l acopăr cu scoci! Uite așa! Acum trebuie să-l decupez! Am făcut găuri în zona părului! O să folosesc un nac ca să bag firele prin găuri! Fac asta până o să aibă un păr bogat! Wow! Arată grozav! Gina, ia uite ce am eu! Poți să te joci cu asta? Adio, păpușico! Ce interesantă e asta! Uite, îi pieptăm părul! Ce drăguț arată! Hai să-i punem niște agrafe! O să-i completeze look-ul! Ce frumoasă e! Are un păr aproape la fel de drăguț ca al meu! Pot oricând să-ți fac și ție o coafiură nouă!
Nu, cred că o să-mi las părul așa cum e. Acum trebuie să trag un pui de somn. Salutare, domnule unicorn, ești atât de drăguț. Încetişor. Ce-a fost aia? Ah, eu eram. Ok, e timpul să trecem la treabă. Nu te mișca, nu scoate o vorbă. O să iau o recompensă grozavă pe tine. Ești grea. Scumpo, e timpul să te trezești. Fetița mea a dispărut. Alo? O avem pe fiica ta. Vrem să ne plătești azi recompensa sau o să vezi tu. Nu glumim. Ce zici? Vrei să te dezleg? Ești atât de enervantă. Ok, dar să nu faci prostii. Poftim. Poți să faci liniște acum? Wow, pe prințesa mea! Scumpo, ce s-a întâmplat? A dispărut! Vor o recompensă! Au sunat și ne-au amenințat că ne rănesc copilașul! Trebuie să le plătim banii! Acum! Cred că e îngrozită! Fă ceva! Stai liniștită! Am mărunțiș pe undeva! Ok, e timpul să te examinăm! Gura mare! Ce faci? Am orbit! Ok, cred că asta e tot ce aveam în portofel. Repede! Nuanța asta e așa frumoasă! Chiar ți se potrivește? Băieți, o să-mi facă zile fricte pentru faza asta. Trebuie să trec la șefuitul băncilor. Deci nu-ți place? Hai să o recuperăm pe fetița noastră. Haide! Mami și tati sunt aici. Ce? Trebuie să papi tot. Vă rog, luați-o de aici. Ești ok? Am fost atât de îngrijorați. Ah, am chestia asta. E posibil să te usture. Nu, te rog, nu! La mulți ani! Avem niște cadouri pentru tine. Rapid, adu-le aici. Haide, nu trage cu ochiul. A, poți să te uiți. Oh! Oh, wow! O păpușă! E uimitoare! Mersi, mami! O ador! Să nu uiți controllerul! Distracție plăcută! Haide, testează-o! E atât de palpitant! Încep! Bună! Eu sunt prințesa Sclipici! Fii prietena mea! E atât de reală! Ah, ok! Ce strângere de mână! Fă-o să-mi dea drumul! Scuze, mamă! Nu știu cum să opresc! Of! M-a durut! Ce prostie! Mă duc la manicură! Hai să încercăm iar! Mă închid! Ok, nu asta voiam! Poate dacă încerc asta... Au! E grozav! Nu are cum să fie atât de greu de manevrat! Grozav, dansează! Să petrecem! S-a stricat deja? Nu e ok! Trebuie să distrug dovezile! O să las chestia asta aici! Și acum o să fug! Pornesc! N-am mai văzut niciodată un popi din aur! Ce e? Bun venit în noua ta casă! Ți-am adus o surioară! Ce ciudat! Ah, e exact ce-mi doream dintotdeauna! Bun venit în familie! Nisipul ăsta e distractiv, mami! Super, draga mea! O să-l pun într-o lingură! Gustos! Nu! Nu faci asta! Pune lingura jos! Nu e mâncare, draga mea! Deși... mami are o idee! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme! O să pun biscuiții în blender și acum o să-i pisez! Biscuiții ăștia trebuie să fie ca o pudră! Cred că ajunge! O să pun pudra pe tăvița asta! Scumpă, ia uite ce am! Oh, mai mult nisip! Și poți să guști nisipul ăsta! Mersi, mami! Mmm, cum e? Desenul ăsta e frumos!
E minunat, scumpo! Uite, mami, acolo sunt florile și soarele și cerul! E atât de talentată! Micuța mea Picasso! Sunt norocoasă să am o fată atât de scumpă! Ce s-a întâmplat? Camera? E un dezastru! Gustos! Îmi place să desenez! Draga mea, am mai vorbit despre asta! Dă-i mamei creionul colorat! Trebuie să stăm de vorbă! Ăsta nu e bun pentru dinții tăi sau pentru burtica ta! Uită-te la tine! Sunt un tablou! Am nevoie de o vacanță! Sau aș putea încerca altceva! Ia un bol cu bănuți de ciocolată și topește-i! Umple o seringă cu ciocolata topită! Încă puțin! Cred că ajunge! Apoi injectează ciocolata într-un pai! După ce ai făcut asta, pune paiele în frigider! După ce s-a întărit ciocolata, îndepărtează paiul. Acum trebuie să devenim creativi. Folosește o ascuțitoare ca să-i faci un vârf într-un capăt. Vezi să fie curată ascuțitoarea? Apoi pune un ambalaj de creion colorat cerat în jurul ciocolatei. Creioane colorate sigure și comestibile. Repetă chestia asta cu diferite culori. Bună, scumpo! Mami are niște creioane colorate noi! Wow! Miros a ciocolată! Chiar e ciocolată? Așa e mult mai bine! Trebuie să fac curat, iar... E timpul pentru un pahar bun cu lapte! Laptele vine de la văcuțe, mami! Știu, draga mea! Uite, mami, am terminat! Mu! Numele ei e Margareta! E prietena mea cea mai bună! E minunată! Trebuie să agățăm desenul undeva! Nu uita să-ți bei laptele! Lapte? Eu nu-l beau! Se întâmplă chestia asta de fiecare dată! Oh, cariocile alea mi-au dat o idee! S-ar putea să meargă! O să iau mănușa asta din latex și o să-i fac niște găuri în degete. Apoi folosesc o carioca neagră ca să desenez forme pe ea. E distractiv! Gata, seamănă cu o vacă! Acum o să torn laptele în mănușă. O umplu până sus. Cred că ajunge! Poftim! Pentru mine, mulgovăcuță! Iese laptele, mami! Am umplut paharul! Mi s-a făcut sete de la atâta muncă! Mmm, ce bun e! Nu pot să cred că a mers! Deja e ora de culcare? Hai, trebuie să te culci! Sper că stai bine! Așa! Vise frumoase! Nu vreau să dorm! Ha, vreau să mă joc! Ah, acum mă pot relaxa! Poate găsesc vreun film! Hi, mami, habar n-are ce fac! Telecomanda nu funcționează! Nu are baterii! Ce ciudat! Ce distractiv e! E mult mai interesant decât somnul! Ce faci acolo? Ceva e în neregulă! Hihi! În liniște! Încetişor! Credeam că ți-am spus să te culci! Ce e asta? Hihi! Am păcălit-o! De ce mi-ar face așa ceva? Stai puțin! Ce amuzant a fost! Treci în pat! Dă jocul încoace! Îți iau bateriile! Trebuie să te culci! Fii cu minte! A fost o glumă! Ah, poate acum mă pot uita la televizor! Ia să vedem ce găsesc! Oh, asta pare interesant! Câtă tensiune! Oh! Nu mă mai pot opri! Oh, nu! Ha? Ce-i asta? Ah! E doar un balon! Stai! Ăsta de unde a apărut? Ce înfricoșător arată! Iar îmi face farse! Ah! Te-am păcălit! O să am coșmaruri din cauza ta! Nu-mi vine să cred că te-am păcălit a doua oară! Vino încoace! Hai să găsim ceva drăguț la televizor! Ceva care să nu ne sperie! Somn ușor, scumpa mea! Sper să visezi bani și unicorni! Ok, ești gata de culcare! Noapte bună, tati! O să mă joc puțin înainte. Ha? Ce se aude? Ups! Stai puțin. Dăm telefonul. Noapte bună.
și celălalt. Bine. Nu credeam că o să observi. Și eu am fost tânăr odată, știu toate șmecherile. Nu e corect. Oare ăsta ce face? Am fost chemat. Dorința ta e poruncă pentru mine. Poftim ceva pentru deranj. Mulțumesc mult. Ești bine, scumpo? Nu e ceea ce pare. Pot să vă explic. Te-am mai avertizat odată. Trebuie să fug. Sigur a durut. Așa o să se învețe minte. Atrăgătorul prinț a salvat prințesa și apoi au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Mă poate ajuta cineva? Bună, mami! Ai avut o zi reușită la școală? Mi-a fost dor de tine azi. Ce de dulciuri! Vezi ceva care îți face cu ochiul? Am o mulțime de prăjituri. Mami, îmi iei ceva dulce? Te rog! Chiar că arată bine. Sigur o să vă placă, sunt foarte dulci. Haideți, doamnă, faceți-i pofta fetiței. Asta e tot ce am. Asta e tot? Scuze. Păi, nu ajunge. Vă rog, doamnă. Cum aș putea spune nu unei așa fețe? Păstrați-vă banii. Poftim. Uite, mami. Îmi pare rău, scumpa mea. Tati! Hei! Cred că vă pot ajuta. Cred că ăștia ajung. O servietă? Serios? Ok, ia să vedem. Vai de mine! Sunt bogată! Luați-le pe toate! Plec în vacanță! Haha, cine vrea înghețată? Poftim! Wow, ce rochiță drăguță! Vreau și eu una! Hei, scumpa mea, ce faci? Vreau rochița asta, tati! E drăguță? Stai puțin, am o idee! Alo? Super, ce mai vrea acum? Alo? Fetița mea vrea o rochiță elegantă, te rog să te ocupi! Ai înțeles? Da, sigur, domnule! Wow, ce de rochițe! Învârte-te puțin! Nu știu ce să zic de culoarea asta, nu cred. Cred că am ceva pe gustul tău. Ce zici de ceva strălucitor? Nu e stilul meu. Ți-ar sta bine cu asta? Nu-mi place. Trebuie să-ți placă ceva. Așa mai vii de acasă. E perfectă. Mă simt ca o prințesă. Wow, felicitări! Ai reușit și de data asta. Fetița mea citește. Ce rochiță urâtă! Wow, asta da rochie! Aș arăta super îmbrăcat așa! Mami, îmi cumperi rochia asta? Cât costă rochia asta? Dar e atât de frumoasă! Nu mi-o permit, trebuie să găsesc o soluție! Poate dacă o fac singură! Mai ales că mă îmbrac după ultimele tendințe! O să tai aici... Un pic de scotch... Arată bine! O să fiu drăguță foc! Mai am de adăugat ultimele detalii. Gata, ce părere ai? Îmi place foarte mult, mami. E fix ce-mi doream. Mersi! Hai, trezește-te, îngerașul meu. Hei, mami. E dimineață deja? Hai, trebuie să te scoli. Mami, ești aici? Trebuie să te speli pe dinți. Urăsc să fac asta. Nimănui nu-i place respirația urât-mirositoare. Dar nu vreau. Nu mai fi obraznic, tinere! Te speli imediat pe dinți! Nu vreau! Hai odată, ia periuța de dinți! Bine! Dar nu-mi place deloc! Ce îngrozitor! Vreau să-i văd strălucind! Alex? Nu te aud periindu-i! Acum încep, mami! Sunt cu ochii pe tine! Da, dacă spui tu! Puh, a plecat! Nu vreau să fac asta! Oare de ce durează atât de mult? Ia să-l verific. Alex, ești bine? Ce? Ce s-a întâmplat? Ce mizerie ai făcut în baie? E pastă de dinți peste tot! Nu-mi vine să cred! Ce ai făcut aici? Ups! Dă-l încoace! M-ai supărat foarte tare! Stai puțin!
mi-a venit o idee! Cred că știu ce pot face! O să folosesc o jucărie puppet ca să-l conving pe Alex să se spele pe dinți! O să încep cu pasta de dinți! O să pun pasta de dinți în fiecare gol! N-am nevoie de foarte multă! Perfect! Apoi o să presar deasupra bicarbonat de sodiu! Bicarbonatul va întări pasta de dinți! Ok, Alex, ia asta! Unde e pasta de dinți? Stai așa! Ți-am pregătit ceva special! Ia uite! Vrei să încerci? Wow, parcă ar fi bomboane! Arată delicios! Oh, ce gust mentolat! E super! Ce dinți curați am! Uită-te la păpușa mea, mami! E drăguță, draga mea! M-am plictisit acum! O să mă joc cu ursulețul ăsta, în schimb! Of, m-am săturat și de el! Vrum, vrum! Oh, vreau jucării noi! Ce se întâmplă? Șt, mami, urăște zgomotele! Nu ai un buton de oprire sau ceva de genul? Bine, ia cheile de la mașină! E ok, du-te! Mă gândeam eu că o să meargă! O să fie atât de distractiv! Wow! E atât de lucioasă! Și e doar a mea! Nici măcar nu am carnet! Puneți-vă centura, o să mergem cu viteză! Siguranța contează! Să o facem! Vrum! Wow, sunt cea mai bună șoferiță din lume! Titit, dați-vă din calea mea! Titit! Wow! Bună! Ia uite ce mașină am eu! E uimitoare! Ești ok, scumpo? Ah, ok! Am înțeles! Ce mașină elegantă! Aș fi vrut să am o astfel de mașină! De-aș fi putut face ceva! Ha? Ce e aia? E o mașinuță de jucărie? Cred că e ziua mea norocoasă! Pot să-i dau lui Annie? Dar trebuie să o conducă pe undeva! Știu ce să fac! Pune un tricou alb pe o suprafață plană! Folosește o carioca neagră ca să desenezi o linie curbată! Fă asta pe tot tricoul! Desenează o a doua linie creând un drum! Acum desenează marcajele de pe drum! După aceea începe să colorezi drumul! Vei să ocolești marcajele de pe drum? După ce ai terminat, ar trebui să obții așa ceva! E timpul să pornești motorul! Hei, Annie! Am ceva pentru tine! Dar asta nu e tot! Wow! Un drum! E uimitor! Vrum, vrum! E ca un mic masaj! E grozav, mamă! Asta e cea mai rapidă mașină din lume! Ia uite! Huh? Ups! E ok, scumpo! E doar o mică durere de spate! Ahem! E atât de umilitor! Ups! E deja dimineață? Trezirea, doamnă! Scuze în privința florilor! În fine, cu ce ați dori să vă îmbrăcați? Nu știu! Cu niciuna dintre ele! Excelent, doamnă! Astea sunt frumoase! Nu! Oh, câți clipici! Nu, nu plac! Poate mergem pe ceva mai simplu? Nu! Am nevoie de un job nou! Vin acum, doamnă! Aoleu! O să mă doară mai târziu! Astea sunt toate hainele din casă! Nu! Serios? Stați puțin! Poate merge să folosim ochelarii ăia VR! Trebuia să mă fi gândit la asta mai din timp! Nu vreau să joc nimic! Puneți-vă ochelarii! Cine a stins lumina? Stați așa! Oh, asta e elegantă! În sfârșit! Nu-mi place! Normal că nu! Astea sunt simpatice! Cum arăt? Superb! Mersi, poți să pleci acum, vreau să dorm! Poftim? E o glumă? Urăsc cocoșul ăla! Of, sunt atât de obosită! Cred că trebuie să mă trezesc! Ce miroase așa? Ce scârbos! Eu eram! Cu ce să mă îmbrac azi? Doar atât? Asta e tot ce am? Un tricou? Și are o gaură? Trebuie să mă îmbrac cu ceva. Se pare că trebuie să mă mulțumesc cu asta. E atât de nedrept! Aș fi vrut să am o nouă garderobă.
Ce e aia? Hei, am uitat de treaba asta! Poate așa merge să-mi găsesc o nouă ținută! O să fie super! E drăguța asta? Ceva un pic mai casual! Ce urmează? Oh, îmi stă bine în roșu! Ce păcat că n-am niciuna dintre hainele astea! Doar tricoul ăsta vechi! Știi ceva? Chiar e distractiv! Wow! Wow, mamă! Uită-te acolo! Ce e, scumpo? Uii! Sucul ăsta e bun! Ah, e gol! Trebuie să-mi iau altul! Să mergem, mamă! Ok, dar să ne grăbim! Ah, ce frumos e să stai jos și să te relaxezi! Sucul ăsta chiar e gol! Voiam să-l gust! N-are nimic, scumpo! Poate am cum să te ajut! Am niște apă! Apa e plictisitoare! Ah, ok! Știu! Am niște sirop de căpșune! Pot să-l pun în apă! Să nu vadă Annie! Cred că ajunge! Mamă, ce faci? Vreau suc! Am încercat! Viața e atât de crudă! Stai! Cred că știu ce să fac! Pot să folosesc cutia asta de suc! O să o tai în două și apoi o să pun apa în interior! Annie nu o să afle niciodată! Eh, merge! Annie, ăsta e pentru tine! Serios? E grozav! Mersi, mamă! Nici o problemă, scumpo! Ingrediente! Neață, scumpo! Neața, mami! Ia un loc și mami o să-ți aducă cerealele! Doar atâtea mai sunt? Nu pot să mănânc asta! Scuze, e goală! Se pare că o să mă duc flămândă! Așteaptă! Trebuie să fie ceva de mâncare! Stai să se uite, mămica! Gata! Un mic dejun minunat pentru fica mea dragă! Poftă mare! Wow, mamă! Arată uimitor! Abia aștept să degust chestiile astea! E super bun, mamă! Mă bucur că-ți place! E atât de nedrept! Aș vrea să merg la petrecere! Dar nu pot, trebuie să fac curat în camera asta! O să-mi iau o veșnicie! Cred că trebuie să mă apuc! Unde s-a făcut atâta mizerie? Ia uite ce pânze de păianjen! Sper să nu fie și păianjeni! Cioc, cioc! Ce face fetița mea specială? Doamne ajută! E așa muncitoare! Ce e asta? Oh, nu! Petrecerea e diseară! Am o idee grozavă! E dificil! Prevăte că e un joc! O să fie distractiv! Ochii mei! Sunt zâna ta cea bună! Am venit să-ți îndeplinesc dorința! Adio, curățenie! Trebuie să te duci la petrecere! Serios? Mulțumesc! Mulțumesc! Pa! Ah, a picat în plasă! Peruca asta mă mănâncă! Eh, presupun că trebuie să mă apuc de curățenie! Sper să se distreze! Wow, chiar că e un dezastru aici! Grozavă petrecere! Ador melodia asta! Ce se întâmplă aici? Afară! Toată lumea! Petrecerea s-a terminat! Wow! Hă? Ce-a fost în capul tău? Camera asta e dezgustătoare! Ups! Mă rog, eu o să plec! Ne ducem la cumpărături! Pa! Ce? Uite ce dezastru e aici! Eh, sunt bogată! Nu o să fac curat! Alo? Da, am nevoie de o menajeră chiar acum! Sunt menajera robot, pregătită să fac curat! Slavă Domnului! Camera asta e un dezastru! Afirmativ! Menajera robot activează programul de curățenie rapidă! Curățenie finalizată! Menajera robot activează modul de odihnă! Minunat! Ador serviciul ăsta! Mai mult! Menajera robot nu e ieftină! Vai de mine! Bine! Pa! Of, tema asta e groaznică! Totuși mi-e așa de somn! Doar câteva minute! Vai, ce scumpă e! Toată munca e intensă, ai epuizat-o! Hai să te băgăm în pat! Oh, ce-am mâncat oare? 1, 2, 3, ridicăm! Trebuie să mă antrenez mai des! Uș,
Jurel, aproape am ajuns. Aș vrea unicornul roz, te rog. Vise plăcute, scumpete. Ah, tema? Pare cam complicată. Eu mă pricep doar la număratul banilor. Știu! Alo? Fica mea are probleme cu matematica. Matematica! Ador matematica! Bună ziua! Am auzit că trebuie să fie rezolvată o problemă de mate. Să vedem cu ce avem de-a face. Scuze, mă las purta de val. E matematică. Fii rapid și tăcut. Tăcut ca un șericel. Iu, în sfârșit am terminat. E gata. A fost dificil, dar am reușit. Ok, o mică atenție pentru deranjul tău. Ce de cărți o să pot cumpăra? Pa! În sfârșit acasă. Oh, dragă de ea, e așa scumpă când doarme. Trebuie să fac liniște. Pare că e frig. Ar trebui să o acopăr cu ceva. Poftim, scumpo, somn ușor. Sunt așa norocoasă ca un îngeraj. Și-a terminat tema. Oare pot să o ajut? Munca mea pare să nu se mai termine niciodată, dar ea merită. Temele s-au schimbat de când eram eu la școală. Cred că pot să rezolv chestia asta. Gata, a fost o noapte lungă. Poate un pui de somn rapid? Stai, ceasul! Nu am timp de dormit. Trebuie să plec. Te iubesc, scumpo. Mamă? Haina ei e cea mai tare. Trebuie să termin tema asta. Nu se poate. Chiar e cea mai tare. Mersi, mamă. Hrănește-mă, hrănește-mă! Cineva are poftă de mâncare! Poftim, dragă! Ce-i asta? Iuc! Nu mănânc așa ceva! Nu m-ai auzit? Nu discut așa ceva, Matthew! Cât de nedrept! E o lume crudă, crudă! Ce n-ai? Calmează-te! Asta se întâmplă la fiecare masă! Stai puțin! Uite-te ce convenabil e plasat pliantul ăsta! Pare să fie util! Le dau un telefon! Alo? Am nevoie de ajutor! Grozav! Ne vedem curând! Iar acum voi aștepta! Wow, ce rapid! Ăsta e răspunsul la toate problemele mele! Bună! Intră! Bună! Eu sunt Enid! Abia aștept să fiu de daca ta! Sunt așa fericită să fiu aici! Pare drăguță! Hei, ce se întâmplă? Eu sunt Wednesday. Chiar nu vreau să fac asta. Cred că ar fi mai bine să mergi acolo. Oh, două de dace? Care-i cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Oh, Matthew! Oh, uite-te la el! Trezirea! E dimineață deja? Vreau să mai dorm. E timpul să te trezești. Haide, somnărăsule! Nu, lasă-mă în pace! N-o să mă lași în pace, nu-i așa? Ești fericit acum? Încă mi-e somn. Mă simt mai bine. Ce-i mirosul ăsta? O să vomit. Trebuie să te speli pe dinți. Chiar acum? Nu prea cred. Ce? Du-te, vorbesc serios. Ești cam enervantă, știi asta? Continuă să mergi. E groaznic. De necrezut! Nu vreau să mă spăl pe dinți! Stai așa! Cremă de ciocolată? Tu vii cu mine! Nu e nimeni prin preajmă! E timpul să mă spăl pe dinți! Dar nu folosesc paste de dinți! Ce bună o să fie! Uite ce bunătate de ciocolată! Da! Ce bine se simte! M-aș putea obișnui cu asta! E mai bună decât pasta de dinți mentolată! Cred că e de ajuns! Munca mea aici s-a terminat! Trebuie să plec! Nu te-ai grăbit deloc!
Ești acolo de mult timp? Nu e ceea ce pare? Oh, da, arată-mi dinții. Chiar trebuie? Ce zâmbet frumos, nu? Ce disgustător! Ce-a fost în mintea ta? Putem face doar un singur lucru. Asta îți va freca dinții. Iac! Ține-o departe de mine! Deschide larg! Stai, am greșit periuța de dinți. Acum stai nemișcat. Asta mă gâdilă. Ar trebui să fie suficient. Wow, ce zâmbet strălucitor! Wow, strălucesc! De ce mai stai? Pleacă de aici! Dacă spui tu, trebuie să fac eu totul. E timpul să mă relaxez. Așteptam cu nerăbdare asta. Dau volumul mai tare. Oh, îmi place asta. Fii atent la mișcările astea. Am exersat. Ce se întâmplă? Psst, hei, aici jos! Mi-e așa foame! Dă-te de pe mine! Ce să fac? Oh, știu! Alo, vreau să fac o comandă. Nu va dura mult. Livrare rapidă. O să iau eu asta. Mersi! Arată bine! Mâncarea e aici! Poftim! Ha? E pentru mine? Da, acum nu te mai plânge! Oh, wow! Pot să mă întorc la dansul meu? Oh, da! Abia aștept! Exact ce aveam nevoie! Cartofi prăjiți delicioși și crocanți! Par să fie delicioși! Ce altceva mai am? Da! Un burger suculent! O să mă bucur de asta! Oprește-te! Pune burgerul jos! Nu lua nici măcar o mușcătură! Stai pe loc! Dă-mi-l mie! N-ar trebui să mănânci burgeri! Nu sunt sănătoși! Doar sunt gustoși! Uită-te la el! Ce zici de un măr bun și gustos? Știu că o să-ți placă! Hai, degustă! Ești nebună? Vrei să mănânc ăsta? Dar, Matthew, e doar o mușcătură! Aș prefera cartofii ăștia! Oh, nu, nu se poate! În casa asta nu se mănâncă cartofi prăjiți! Stai o secundă! Am o idee! Mă întorc imediat! Voi tăia mărul în felii! Exact așa! Oh, ăsta e un cuțit ascuțit! Trebuie să fiu atentă! Apoi voi tăia mărul fâșiuțe! Vreau să arate ca niște cartofi prăjiți! Matthew nu va ști niciodată! Arată grozav! Acum trebuie să-i pun într-o cutie de carton! Trebuie să arate convingător! Eu aș mânca! Niam-niam! Dar are nevoie de un pic de sos! Pot folosi sirop de căpșuni! O să umplu castronul! Arată perfect! O să-i placă la nebunie! Oh, Matthew! Ăștia-s pentru tine! Wow! Mi-ai făcut cartofi prăjiți? E minunat! Abia aștept să încerc! Trebuie să iau niște sos! Wow! Îmi plouă în gură! Wow! Ce buni sunt! Mai vreau! Știam că va funcționa! Nu uita! Mănâncă-i pe toți! Nu-ți face griji! Așa voi face! Nu-mi vine să cred! E de rău! Am învățat așa mult! Și tot am picat? Nu înțeleg! Sunt în mare încurcătură! Nu, nu-mi pasă! Am lucruri mai bune de făcut! Oh, ce-i asta? Să aruncăm o privire! E lucrarea școlară a lui Matthew! Stai o clipă! Ai luat 4? Cum? Ne-am uitat peste fiecare curs! E un dezastru! Explică! Aștept! Ha? Ai spus ceva? Oh, asta nu e mare lucru! Îți bat joc de mine? O să iau eu asta! Gata cu jocurile video! Trebuie să înveți! Doar învățatul e plictisitor! Te rog, orice altceva în afară de asta! Te implor! Nu e chiar așa rău? Crede-mă, va fi distractiv! Acum, să începem cu începutul! Așteaptă! Ok, înțeleg! Ce interesant! Apoi, tot ce trebuie să faci e să le aduni pe toate. Stai, Matthew, ești bine? Nu mă simt prea bine. Așteaptă, pot să repar asta?
Ce se întâmplă aici? Hei, tocilarule, revinoți! Matthew? Ce s-a întâmplat? Wednesday, hei! Am picat testul! Uită-te aici! Asta-i tot! Mă ocup eu! Trebuie doar să înveți mai mult! Nu, nu o face! Te rog, lasă cartea jos! E chiar așa de rău? Ce vom face? Am o idee! Poate voi folosi dulciurile astea! Merită să încerc! Așteaptă aici! O să deschid cartea, apoi iau dulciurile. Le voi pune în interiorul cărții. Uite așa, întorc pagina și voi face același lucru. Hei, uite ce-am găsit! Sunt dulciuri! Ai spus dulciuri? Acum ți-am captat atenția. Învață și sunt ale tale. Ne-am înțeles. Lucrurile au devenit mult mai interesante. Dulciuri bune, bune, delicioase! Wow, mi-aș dori să fie și școala așa. Trebuie să continui. Fascinant! Și am primit mai multe dulciuri. E prea ușor. Ar fi bine să iei 10 data viitoare. E greu să intri pe ușa așa. Am reușit. Vai de mine! Scumpo, ce-ai pățit? Păi, jucam fotbal. Nu o să-ți vină să crezi cât de repede alergam după mingea. Ok, și apoi ce s-a întâmplat? Păi, mă băteam pe minge cu unul dintre atacanții lor. Era o tipă dură, dar știam ce făceam. I-am furat mingea, apoi înaintam cu ea pe teren. Și apoi... m-am împiedicat de propria mea gleznă și-am căzut. Și-am pierdut meciul din cauza asta. Doar din cauza că am căzut. Sunt atât de nervoasă. Mă simt atât de prost pentru ea. Adoră să joace fotbal. Da, am o soluție. Ok, stai să iau cutia asta de pizza și să o desfac așa. E plăcerea mea. Ok, acum că am mâncat toată pizza, pot să încep să lipesc colțurile astea. Grozav! Hai să punem niște hârtie verde pe fund. Și acum niște decorațiuni. Chiar vreau să arate ca un teren de fotbal. Urmează paiele. Le îndoi, le bag unul în altul și apoi le fixez cu niște lipici. Hai să punem niște decorațiuni pentru stadion ca să arate mai simpatic. Ok, paiul ăsta e pentru tine și ăsta e pentru mine. Acum suflă! O să ți-o fac! Trebuie să sufli mai tare ca să mă învingi. Aproape că m-ai bătut, dar am o apărare grozavă. Nici gând să te las să câștigi jocul ăsta. Da! Gol! Am câștigat! Bun, e timpul pentru revanș atunci. Haide! Gata, am lipit și balonul ăsta drăguț. Ok, ia să verific frigiderul. Ia să vedem. Știu că am păstrat ceva deosebit pentru astăzi. Uite-o! Bine că am etichetat-o. Am nevoie și de o lumânare. La mulți ani, Annie! Ce e aia? Ce se întâmplă? Mi-ai organizat o petrecere surpriză? Sigur că da! La mulți ani! Puneți o dorință! Super! Abia aștept să mănânc varza aniversară! O să desfac o frunză! Așa! E bună și proaspătă! O să mai mănânc un strat! La mulți ani, scumpo! Mă bucur că-ți place varza primită! Și pentru mine? Aș putea să gust și eu un pic! Wow! Uite ce am găsit în mijlocul căpățânii de varză! O bomboană întreagă! Ce zi de naștere extraordinară! Și are aromă de portocale! Știu că e preferata ta! Așa-i! Poftim jumătate! E și mai delicioasă dacă o împart cu tine! Am terminat și ultima decorațiune în formă de fundiță! Ia să vedem! Nu știu ce să zic! Oare să-i placă? La mulți ani, dragă Emma! Ăsta-i tortul tău special! Poftim! Ce tort oribil! Nu asta mi-am dorit! Nu, poți să-l faci să arate mai bine? Nu știu, o să fac tot ce pot. Poate dacă îl decorez cu astea. Gata, am terminat. Și arată extraordinar. Arată complet diferit, ce-i drept. Oare o să-i placă? Un tort cu brioșa deasupra. Super! Dintele meu! Mamă, de ce mi-ai făcut asta? Vai de mine! Nu! Trebuie să putem face altceva. Corect! Adoră fructele proaspete. Sigur poți face ceva cu toate fructele din bolul ăsta? Da, evident! Doar sunt un maestru cofetar. Lucrăm des cu fructe. Mai exact, o să mă folosesc de formele astea pentru biscuiți. O să decupesc câteva felii de fructe, ca să arate mai deosebit. Cine vrea fructe plictisitoare când poți avea floricele și steluțe? Acum că le-am decupat, pot decora tortul.
Din fericire, am suficient spațiu pe tort pentru a adăuga toate bucățile de fructe. Și tortul e gata! Voilà! Ce părere aveți? Bravo! E clar o capodoperă de tort! La mulți ani, dragă Emma! Ăsta e tortul tău special! Oh, wow! Îmi plac foarte mult și tortul și fructele proaspete! Sunt delicioase! Am vrut cei mai buni pentru fetița mea perfectă de ziua ei! La mulți ani! Fiu, abia aștept să înceapă ora! Hei, alea sunt creionele bele! Oh, nu! Le-a stropit! Nu vine să cred! Cum o să le mai mențin organizate pe birou? Oh, pe asta am călcat! Ups! O să-mi scot și eu markerele și instrumentele de scris! Cred că am suficientă pentru ziua de azi! Acum caietele, dosarele și biblioraturile! Aș putea încerca să le bag la loc? Vai de mine, ce patetică e! Aș putea să o ajut puțin! Hei, Annie, poftim, poți folosi astea la ore azi! Pentru mine? Serios? Wow, mulțumesc mult, Emma! Cu plăcere! Ah, ce rechizită extraordinare! Am o idee genială! O să prind elasticele astea de cauciuc de coperta unui biblioraft și apoi o să-mi prind de ele toate rechizitele! Uite, pot băga câteva și pe interiorul copertei! Wow, ce mult în cap! Acum am toate rechizitele organizate în siguranță! Oh, bravo, Annie! Mersi, dar n-aș fi putut face asta fără ajutorul tău! Cred că e timpul să începem ora! Mulțumesc încă o dată, Emma! E deja dimineață? Asta e metoda perfectă de a te trezi! Flori pentru floricica mea! Dar niciun trandafir nu se compară cu tine, draga mea! Neața, mamă! Ce drăguț! Oh, wow! Mic dejun în pat! Sunt atât de norocoasă! Îl meriți, scumpo! Tu ești lumea mea! Super concert, prieteni! Țineți-o tot așa! De ce? Vreau doar să dorm! În fiecare dimineață! Ești atât de gălăgioasă! Ai întârziat la școală? Mamă, e sâmbătă! Haide, trebuie să ne mișcăm! Ah, patul meu confortabil! Ești încă trează? Mă gândeam că poate vrei o poveste de adormit copiii. Serios? Da, te rog, mami! Am cartea perfectă și un strop de praf de zâne. Orice prințesă are nevoie de o coroană. A fost odată ca niciodată o prințesă frumoasă numită Jennifer. Ok, domnule ursuleț, e timpul să ne culcăm. Ești așa de iubitor. Ce e zgomotul ăla? Te rog să nu fii un monstru. Ok, poți să o faci. Bună, draga mea! De ce ar face așa ceva? Mamă! Trebuia să-ți fi văzut fața! Mă gândeam să intrăm în atmosfera de povești! Păzea! Nu o să mai dorm la noapte! Ia uite! Sunt aproape gata! Vreau ca petrecerea asta să fie perfectă! Cred că asta e tot! Ups! Să nu uit de coifurile de petrecere! Sunt atât de entuziasmată! Nu se poate! E pentru mine? Surpriză! Îți place? Îmi place la nebunie, mamă! Mua, mua, mua! Am ceva pentru tine! Să nu tragi cu ochiul! Bine, mamă, promit! Oare ce-o fi? Poți să-i deschizi! Ta-da! Pentru mine? Oh, mamă, nu trebuia! Ok, dă-mi-l! Sper să-ți placă! O altă cutie? Ok, e distractiv! O cutie mai mică, roșie! Câte cutii sunt acolo? Nu e prea mare, nu-i așa? Habar n-are! Deschide-o! Ok! Oh, glumești? O mașină? Mamă, serios? Asta e cea mai tare zi! Trebuie să pun poza asta pe rețelele sociale! Camera foto mă iubește! Te rog, dă-te de pe mine! Ok, fie, e ziua ta! Pune-ți o dorință! Așa, ține ochii închiși! O să iau eu chestia asta! Siguranța primează! Și ia niște tort! Știam că o să se întâmple asta! Vanilie? Înveselește-te! Oh, nu mai plânge! Uite, ți-am luat un cadou! La mulți ani! Chiar mi-ai luat un cadou? Wow!
Există o prima dată pentru orice! Mersi, cred! E tare, a? O să-ți stea grozav cu el! Niciodată nu ai prea multe haine negre în șifonier! Măcar a încercat! O să-l pun în dulap! Lângă celelalte! Trebuie să-mi cumpăr haine! Cartea asta e atât de interesantă! Oh, wow! Nu mă așteptam la asta! Uite-l și pe șoricelul meu de bibliotecă! Bună, mamă! Bună, scumpo! Ți-am luat ceva! O deschidem? Wow! Mersi! Dăm cartea aia! Nu avem nevoie de astea! O să facem o petrecere cu ceai! Ce drăguț! Putem să ne jucăm? Dorești niște ceai, Polly? Polly ar dori niște ceai, mulțumesc! O să pierzi, fraiero! Nu! Nu! Ah, ce ușor a fost! Haide, mamă, fii mai competitivă! Trișezi! Sigur o faci! Controllerul meu nu merge! Pare că merge normal! Încearcă legate la ochi! Ok, sunt necesare niște măsuri drastice! Mamă! Nu ești așa de isteață, a? Nu! Nu știu cum ai făcut aia, dar data viitoare eu o să câștig! Oricum nu-mi place jocul ăsta! Mult mai bine, am șters-o de aici! Unii dintre noi sunt adulți care au o viață! Pa! Nu știe deloc să piardă! Strică totul! Un prânz delicios și sănătos! Exact ce-i trebuie unei fete în creștere! O să-i fac ghiozdanul! Cărțile ei! Ce multe sunt! Jennifer! Bună, mamă! Apciu! Ăla a fost? Un strănut? Te simți bine? Sunt bine, mamă! Trebuie să fim foarte grijuli! Gura mare? Nu! Mamă! Nu sunt convinsă! Ok, am auzit destul! Se pare că este o treabă demnă de mămica asistentă! Chestia asta o să te scape de mucișorii ăia! Mamă, măcâtilă! Trebuie să ne asigurăm că îți e cald! Au! Mamă, ce faci? E timpul să te duci la școală! Mersi! Sunt atât de obosită, dar trebuie să mă trezesc! Oh, nu! Am întârziat așa rău! Mamă! Chitara, frate! Mamă, am întârziat la școală! Trezește-te! Of, mami a petrecut cam tare azi noapte! Cum am ajuns acasă? Totuși, a fost o petrecere grozavă! E foame! Ce e mirosul ăla? Tare! Fix de ce aveam nevoie! Mamă, n-am nimic pentru prânz! Uite! Și ce vrei să fac eu? Dar ăsta e micul meu dejun! Bine, ia-l! Atât? Mereu faci așa? Ok, dăm chestia aia! Mulțumită? Nu! Ăsta nu e un prânz, e o mizerie! Care-i problema ei? Bun, a plecat, acum pot să dorm! O rochie albă? Cine ar purta așa ceva? Uite, mamă, o să coc ceva! O să iasă delicios! Ce? Da, bagă mare! Mai întâi am nevoie de ingredientele și ustensilele mele. Cred că astea sunt toate. Stai! Mamă, ce fac acum? Cred că le amesteci pe toate. Asta fac la televizor. Nu pare prea complicat. Deci amestec totul. Hei, e distractiv! O să adaug laptele. Acum și făina. O să strănut. E doar un mic muc. O să fie ok. Uită-te la mine, gătesc! Faci mizerie! Acum să amestec nițel? Arată bine! Mamă, e ok? Faci o treabă grozavă! Acum fă liniște! Mămica citește! Mersi! Pare gata! E timpul să merg în cuptor! Prima mea prăjitură! Sper să fie gustoasă! A fost uimitor! Cred că vreau să devin un șef! Mă întorc imediat! Ce e mirosul ăla oribil? Miroase a... ars! Ce se întâmplă acolo? Cred că văd... M-a durut! Jasmine!
Deci, secretul e să fii pregătită înainte să te apuci de gătit. Să ai toate ingredientele pregătite. Cred că astea sunt toate. O să începem cu oul. Lovești ușor oul cu o furculiță ca să-l spargi. Nu vrem nicio coajă. Pot să încerc? Normal că poți, draga mea. Doar o lovitură blândă. Poftim furculița. Wow! Uite cum curge! Bravo, scumpo! Hai să adăugăm laptele. Toarnă-l acolo. Așa? Bravo, fetița mea! Și acum restul ingredientelor. Gătitul e distractiv! Se pun și ele! Ups, am făcut mizerie! Nu-ți face griji, se mai întâmplă! Ok! Opa! Bravo! Acum amestecă-le pe toate! E atât de palpitant! O fac, mami! Hai să punem aluatul în forme! Încetişor! Arată delicios! Trebuie să le coacem! Poți să faci tu asta, mami! Ura! Trebuie să pornim cronometrul! Mi-a venit o idee! Ador să petrec timp cu tine! E o inimioară, mami! E perfectă! Brioșele noastre sunt gata! Da! Și miros incredibil! Poftă mare, scumpo! Ea e mama mea! Oh, de ce sunt atât de săracă? Și el e tatăl meu! Hai să mergem! Nu cred! Azi e ziua mea de naștere! Wow! Ăsta e pentru mine? Fetița mea merită tot ce e mai bun! E moale și drăgălaș! La mulți ani, scumpa mea! Mersi, tati! Mai am ceva pentru tine! Îl puteți aduce? Uite, un tort delicios special pentru tine! Oh, ador torturile! Cine nu le adoră? Dar n-am terminat! Cadouri! N-am terminat! Ești gata pentru cadoul principal? E ceva genial! Ai încoace! Wow! Știu, e uriaș! Ce e înăuntru, tati? Bună! Vrum, vrum! Acum ai propriul tău șofer! Hai să mergem! Petrecerea numărul 2! Oare ce-a plănuit mama pentru mine? Bună, mami! La mulți ani, scumpa mea! Am ceva pentru tine! L-am ambalat singură! Cealaltă șosetă! Mersi, mami! Acum am două! Să nu uit de tort! Ia și tu o felie, mami! Mersi, scumpa mea! Ce drăguț din partea ta! Nu, vreau două iahturi și un avion! Pa! Bună, tati! Aoleu! Ajutor! Te salvează, tati! Te-am prins! Era cât pe ce să cazi? Ești bine? Mi-a trecut toată viața prin fața ochilor! Cum adică e în operație? Am nevoie imediat de un doctor! Fetița mea a avut o experiență traumatizantă! Am nevoie de ajutorul unui medic! Mă face să mă întreb ce e cu adevărat important în viață! Ați cerut ajutor? Wow, ce rapid s-au mișcat! Trebuie să o ajuți pe fetița mea! Mă ocup imediat! Când o să mă simt mai bine? Așează-te comod! Asta o să te răcorească! Acum trebuie să așteptăm! O să fie bine? Sunt foarte speriat! Să nu te apropii de lumină, ok, scumpa mea? Ok, tati! Ce relaxant e împletitul! Mami, am căzut! Nu cred că ai pățit nimic, ia să văd! Vai de mine! Te ajut imediat! Punga asta cu legume congelate e fix ce trebuie! Întinde-te pe spate! E rece, dar o să te ajute! Trebuie să așteptăm! O să termin de împletit! Împletitul e mai greu decât credeam! Ok, ia să vedem cum arată vânătaia! S-a retras complet! A funcționat perfect!
și putem găti legumele la cină. Sper că ți-e foame! Wow! E ceea ce cred eu că e! E aur! E al meu! Eu l-am văzut prima! Uite ce ai făcut! Stai! Ce se întâmplă? Unde suntem? Uite-te acolo! Nici să nu te gândești la asta! Încearcă să mă oprești! Pe curând! L-am luat! Nu așa de repede! Wow! Ce aterizare zbuciumată! Stai așa! Cu ce ești îmbrăcată? Oh, vechitura asta e rochia mea de zi cu zi! Știam eu că asta se va întâmpla! O să pierzi! Bagă mare! Să începem! E bună! Stai, știu! Am o idee grozavă! O să-mi fac acadeaua și mai gustoasă! Trebuie să obțin aroma aia de iarbă! Să nu-i de pământ! Gunoiul o face crocantă! O să fie cea mai gustoasă acadea din lume! Folosesc rețeta mea secretă! Am nevoie de mulți muci! O să pun acadeaua în găleată! Trebuie să iau toți mucii ăia suculenți! Wow! Uită-te la ele! Îmi lasă gura apă! Să le gustăm! Ce faci? Nu poți mânca așa ceva! Mult mai bine! Știu ce să fac! Pot să-l folosesc pe micuțul ăsta! El va împiedica murdărirea cadelei! Ce părere ai? E distractiv, nu-i așa? Wow! Stai să văd! E super! E cea mai tare chestie văzută vreodată! Ok, e timpul pentru a cadea! Delicioasă! Mersi, mama! Cu plăcere! Ar fi putut să iasă nasol! Iu! Mama, uite ce-am găsit! Iu, e dezgustătoare! Uite că vine! Nici să nu te gândești la asta! O să vomit! Nu, glumeam! E exact ce-mi trebuia! Îl curăț rapid! Apoi îl pot decora! Pare distractiv! E drăguț, nu-i așa? I-am făcut o gaură în partea de jos! Acadeaua poate intra înăuntru! E pentru tine! Ha? Ce-i ăsta? E un suport pentru acadele! Ups, mi-a căzut! Scuze! Ei, ia uite! Încă e bună! Delicioasă! Mersi, mamă! Doar mi-am făcut treaba! Ești cea mai tare! Și această acadea e uimitoare! Chiar am nevoie de o manicură! Ar trebui să-mi fac o programare la salon! Îl pun pe majordom să o facă! Gumă de mestecat! Mamă, vreau să faci un balon imens! Asta nu se întâmplă niciodată la salon! Hai să terminăm cu asta! Ok, să vedem! E mai greu decât am crezut! Aștept! Wow, ai reușit! Mama, mama, mama! Nu te opri! Nu, gata! Stai departe de lumină! Mamă, ești bine? Ce? Ce s-a întâmplat? Bună! Ce mai faci? Nu mai fac niciodată un balon! Am o idee mai bună! Ăsta o să facă toată munca grea! Îmi pare rău, mamă! Calmează-te, nu-ți face griji! O să-ți placă la nebunie! Privește! Voi avea nevoie de niște săpun! Acum poate începe distracția! Vin baloanele! Wow, sunt atât de multe! Vreau să le sparg! Ai văzut asta? E super! Mai sunt multe! De ce nu încerci și tu? Speram să spui asta! Wow! Sunt plină de viață! Sunt șefa baloanelor! Nu vreau să se mai termine niciodată! E atât de fericită! Mai bine îmi termin unghiile! Sunt atât de confuză! Cum e posibil așa ceva? Nu știu! Îți ies baloane din gură! Tot ce am făcut a fost să mănânc săpunul! Stai! Ce-ai făcut? Glumești? De ce ai face asta? Drăguț! Sunt un aparat de făcut baloane! Sigur, dacă spui tu, trebuie să încep să ascund săpunul. Asta mai lipsea. Stai așa, cred că o pot folosi pe asta. Voi tăia gâtul sticlei. Wow, acum am nevoie de multe paie. Voi tăia niște bucățele din ele. Voi pune paiele în gâtul sticlei. Da, bun, e super! Acum am nevoie de un elastic. Îl voi înfășura în jurul gâtului sticlei. Apoi îl voi ține așa. Voi pune elasticul peste un ventilator. Acum voi înmuia sticla în detergent de vase. Vezi? Uite baloanele! Wow, e uimitor! Ești o mamă genială! Zac! L-am spart! Mai multe! Vreau mai multe!
Îmi place treaba asta. Bine, e rândul meu. Distracție plăcută, scumpo. Și nu mai mânca săpun. Mă întreb, ce se poate întâmpla? Un prânz delicios și sănătos. Exact ce-i trebuie unei fete în creștere. O să-i fac ghiozdanul. Cărțile ei. Ce multe sunt. Jennifer! Bună, mamă! Apciu! Ăla a fost? Un strănut? Te simți bine? Sunt bine, mamă! Trebuie să fim foarte grijuli. Gura mare? Nu! Mamă! Nu sunt convinsă. Ok, am auzit destul. Se pare că este o treabă demnă de mămica asistentă. Chestia asta o să te scape de mucișorii ăia. Mamă, mă câtilă! Trebuie să ne asigurăm că îți e cald. Au! Mamă, ce faci? E timpul să te duci la școală. Mersi! Sunt atât de obosită, dar trebuie să mă trezesc. Oh, nu! Am întârziat așa rău! Mamă! Chitara, frate! Mamă, am întârziat la școală! Trezește-te! Of, mami a petrecut cam tare azi noapte. Cum am ajuns acasă? Totuși, a fost o petrecere grozavă. E foame! Ce e mirosul ăla? Tare! Fix de ce aveam nevoie! Mamă, n-am nimic pentru prânz! Uite! Și ce vrei să fac eu? Dar ăsta e micul meu dejun! Bine, ia-l! Atât? Mereu faci așa? Ok, dăm chestia aia! Mulțumită? Nu! Ăsta nu e un prânz! E o mizerie! Care-i problema ei? Bun, a plecat! Acum pot să dorm! O rochie albă? Cine ar purta așa ceva? Uite, mamă, o să coc ceva! O să iasă delicios! Ce? Da, bagă mare! Mai întâi am nevoie de ingredientele și ustensilele mele. Cred că astea sunt toate. Stai! Mamă, ce fac acum? Cred că le amesteci pe toate. Asta fac la televizor. Nu pare prea complicat. Deci amestec totul. Hei, e distractiv! O să adaug laptele. Acum și făina. O să strănut. E doar un mic muc. O să fie ok. Uită-te la mine, gătesc! Faci mizerie! Acum să amestec nițel? Arată bine! Mamă, e ok? Faci o treabă grozavă! Acum fă liniște! Mămica citește! Mersi! Pare gata! E timpul să merg în cuptor! Prima mea prăjitură! Sper să fie gustoasă! A fost uimitor! Cred că vreau să devin un șef! Mă întorc imediat! Ce e mirosul ăla oribil? Miroase a... ars! Ce se întâmplă acolo? Cred că văd... M-a durut! Jasmine! Deci, secretul e să fii pregătită înainte să te apuci de gătit. Să ai toate ingredientele pregătite. Cred că astea sunt toate. O să începem cu oul. Lovești ușor oul cu o furculiță ca să-l spargi. Nu vrem nicio coajă. Pot să încerc? Normal că poți, draga mea. Doar o lovitură blândă. Poftim furculița. Wow! Uite cum curge! Bravo, scumpo! Hai să adăugăm laptele. Toarnă-l acolo. Așa? Bravo, fetița mea! Și acum restul ingredientelor. Gătitul e distractiv! Se pun și ele! Ups, am făcut mizerie! Nu-ți face griji, se mai întâmplă! Ok! Opa! Bravo! Acum amestecă-le pe toate! E atât de palpitant! O fac, mami! Hai să punem aluatul în forme! Încetişor! Arată delicios! Trebuie să le coacem! Poți să faci tu asta, mami! Ura! Trebuie să pornim cronometrul! Mi-a venit o idee!
Ador să petrec timp cu tine! E o inimioară, mami! E perfectă! Brioșele noastre sunt gata! Da! Și miros incredibil! Poftă mare, scumpo! Mamele, ce ne-am face fără ele? Sunt mereu alături de noi! Ok, poate că uneori ne fac de râs, mai ales când dansează. Dar indiferent de cât de prost dansează, sunt tot mamele noastre și le iubim pe toate. Pe mamele bogate și pe mamele sărace. Oh, da, lucrează intens mușchii. Salutare! Ah, bună, nu te-am văzut. Ea e fiica mea, vreau să o antrenezi, da? Ok. Bună, deci, ce fac? Ce zi grea! În sfârșit niște timp doar pentru mine! Mi-e sete de la atâta muncă! Super! Prea fierbinte, ia-o de aici! Sunt așa tensionată! E important să te întinzi înainte de orice exercițiu! Trebuie să fii flexibilă! Nu e așa dificil! Ușor de zis pentru tine! Deci de la asta o să fac pătrățele? Sigur, dacă nu, mama ta poate să-ți cumpere unele! Deci, mami a zis că o să-mi cumpere un ponei după treaba asta? Îl meriți! Vai de mine, ce foame mi s-a făcut! Trebuie să vorbim despre o dietă sănătoasă mai târziu! Nimic nu înveselește mai tare o femeie decât o manicură proaspătă! E timpul? Mă duc să văd ce face micuța mea prințesă! Ne-am descurcat grozav! Da, sigur, eu s-ar putea să am nevoie de o ambulanță! Mulțumesc pentru efortul depus! Îi meriți! Serios? Să mergem, draga mea, poneiul ăla nu o să se cumpere singur! Reveniți oricând vreți! N-am avut noroc la loterie săptămâna asta! A venit deja vremea? Da, sunt așa entuziasmată! Îi vezi? Ok, ești gata? 1, 2, 3! Da, e rândul meu! Ah, bine! Coatele în afară! Și acum la stânga! Dreapta! Hei, a schimbat! Întinde-te la stânga și la dreapta! Cotul la genunchi și start! Cotul la genunchi! Cotul la genunchi! Ok, e rândul meu! Hai să facem schimb! Oricum aveam nevoie de o pauză! Și genuflexiune! Mențineți și eliberați! Fac genuflexiune acum? Serios? Urăsc genuflexiunile! Atingeți degetul ăla de la picior! Vreau să văd cum vă întindeți! Rapid, mamă! Atingeți degetele de la picioare! Ok, acum inspirați! Grozavă oră, prieteni! Gata? Au terminat! Deja? Mă bucur că n-am plătit pentru asta! Să încordăm mușchii aia! Acțiunile mele mi-au adus mai mulți bani! Neața, mami! Scumpo, ai dormit bine? Cel mai bine! Mă bucur! E important să te odihnești și să dormi bine! Un șef ne-a pregătit un mic dejun delicios și sănătos! Minunat! Mănâncă, draga mea! Ce s-a întâmplat? Scoici? Nu mănânc așa ceva! Bine, ce-ai vrea? Nu scoici! Nu știu, un croissant? De ce n-ai spus așa? Nimic nu e imposibil pentru mica mea prințesă! Se magnific! Am creat o capodoperă! Bonjour! Alo, aș vrea croissantul tău cel mai bun! E foame fetiței mele! Oh, desigur, nu e nicio problemă pentru chef Pierre! Uite, croissantul a sosit! Mulțumesc mult! Este pentru tine, scumpo! Da, e mai bun decât scoicile tale scârboase! Mersi, mami! E delicios! Mă bucur mult că e pe placul ei! Ciocolată! Vai, uite! Fețișoara ei! Ah, trebuie să surprind asta! Stai lângă ea! Fromaj! Ce amuzant!